Bună seara și bine v-am găsit la lecția Coprofo Online. Bună seara, bună seara, Alisea, și iată, bine ne vedem, suntem din nou împreună. Așteptăm așa cu nerăbdare și să începem lecția așa cum ne-am obișnuit cu... Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută să facem o lecție frumoasă din nou și să spunem, să ne ajute Bunul Dumnezeu că atunci când ajungem într-un moment mai dificil, de nu ne vine nicio idee, uite că niciodată n-am făcut-o până acum, eu spuneam mai des, am făcut-o altă dată, să cerem ajutorul lui Dumnezeu să vezi că pe moment, atunci, pe loc, îi vine ideea. Da? Ia să vedem ce chestiune ai tu. Ai avut matematica bune să zilele astea, nu? Da, azi este... Un oftat ai scos. Un oftat adânc. Adică ne-ai transmis cu ocazia asta. Păi am avut, dar ce să spun? Spun din nou aceleași lucruri? Da, să începem de acolo, de unde... Astăzi este joi, ieri, miercuri. Da, am avut ieri. Da, să vedem ce temă ai avut acolo. Să încercăm să vedem dacă înțelegem ceva și să... Ca și altă dată să pornim de acolo de unde... Să înțelegem. Ce să zic, că am vrut să continuăm cu pătrate și mi-a dat o temă, da, mi-a dat o temă, un exercițiu mai interesant. Pare. Și Lexa a continuat cu pătrate. Nu știu cât se vede, dar să dau puțin. Că nu se vede, nu te supun. Așa. Cred că se vede ceva. A avut prima dată, a zis să ne amintim și a zis așa, ultima cifră a lui 23 plus 47 și a zis că ultima cifră e 0, fiindcă am făcut 3 plus 7. Și... Da, deci este corect, ai înțeles acolo, nu? Da, asta măcar am înțeles. Ultima cifră a lui 23 ori 47 e 1, fiindcă a făcut 3 ori 7. Sigur că dacă ne mulțim, noi dacă ne închipuim că mulțim cele două numere, cifra unităților... Una sub alta și noi începem de la unități și facem 3 ori 7 și... Deci, clar că așa este, nu? 3 ori 7, 21, 1 este. Da, și vine jos, rămâne 1. Atât. Și am ultima cifra lui 8 la 5-a. Fiindcă a făcut... De aici n-am înțeles. 3 la 6 ai. Ultima cifra lui 3 la 5 sau 8 la 5, 8 la 5, da? 8 la 5. Și a explicat și am înțeles câte ceva. Hai să văd, hai așa din ce e scris acolo, ce înțelegi tu? Hai să vedem așa. Păi stai să văd ce am scris tu. Păi, el a zis așa, este egal cu ultima cifră a lui 8 la 4 ori ultima cifră a lui 8 la... cu 6 ori 8 ori... Ce? Nu, n-am înțeles nimic. Hai să luăm mai ușor, Deci, egal cu, exact așa cum e scris acolo, citește tu, că eu nu... Okay. Hai, a zis așa. Ultima cifră a lui 8 la 5 este egal cu ultima cifră, în paranteză, ultima cifră a lui 8 la 4, ori ultima cifră a lui 8. Stop! Hai să vedem de ce a scris așa. Deci a scris 8 la 4, ultima cifră a lui 8 la 4, ori 8. E bine, ultima cifră a lui 8 la 4, ori 8? Dar de ce a scris 8 la 4 ori 8 la 1? Fiindcă 2 8 la 5. Că eu... Fiindcă 2 8 la... Da, eu 2 8 la 5, fiindcă am aceeași bază și expun... Deci el a scris așa. Ia să scriem și noi pe tablă. 8 la 5. Hai să luăm așa noi. 8 la 5 este egal... E
el a scris 8 la 5-a. 8 la 5-a. Este egal cu 8 la 4-a. 8 la 4-a. 8 la 4-a ori 8 la 1-a. 8 la 1-a, e lucru corect. Da. E lucru corect. Mai acum, departe. Nu, eu mă întreb de ce o fi zis 8 la 4-a ori 8 la 1-a. Mai putea, mai avea variante de scris. Cred că da. Cum? Ia mai dă tu o variantă de desubt. Păi putea să scrie, să-l scrie, să-l... 4. Ai o altă variantă, adică 5-ul din cine se compune, pe scurt, că doar la asta. Da, stați, aș putea, aș fi putut să scriu... stați să mă gândesc dacă dă, că trebuie... Da, să facă 5. Cine? Alte. Da, să facă 5? Da, cum o 4 și cu 1 fac 5. Altă variantă ca să dea 5. Am 2 plus 3. Deci 8 la 3 egal mai departe. Scriem și varianta asta. Egal cu 8 la 3 ori 8 la 2. Tot atât de bine este. Nu-i bine? E bine. Da, 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 da. Când am aceeași bază și da, 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 da. Deci este perfect. De ce o fi lăsat el 8 la 4-a? Și mai poți să mai scrii altă variantă? Da, mai pot. Cred. Ia să vedem. Ce ar mai ca să dea 5, ar fi 2 plus 3, dar n-are rost, că doar este același lucru, ca adunarea comutativă. Cam asta. Eu rămân contrariat. Rămân, de ce o să oprit el la 8 la 4-a? De ce nu a ales varianta 8 la 3-a ori 8 la 2-a? Deci merită aici să stăm pe gânduri. Că dacă am fi... El are vreun motiv de o mers cu 8 la 4-a. Nu el spune. Trebuie să ai vreun motiv. Adică mă gândesc... Mă păi gândesc... Este mai... Cum să zic eu, vreau să... Păi 4 e predecesorul lui 5 și... Da, e predecesorul 5, dar cred să fie, cum să zic eu. Dacă ar fi spus așa, 8 la 7-a, ia scrie de desubt 8 la 7 egal cu, deci 8 la 7-a egal cu, cred că ar fi zis tot 8 la 4-a ori 8 la 3-a. Egal cu 8 la 4-a, 8 la 4-a ori 8 la a 3-a. Deși variante... Sunt multe alte variante pentru 7, nu? 6 plus 1, 5 plus 2, 3 plus 4. De ce la, cu 4 ăsta? Cred că trebuie să fie vreo legătură. Adică dacă, dacă am ști cât face 8 la 4, care ar fi cifra unităților 8 la 4, atunci probabil că la asta se vrea el, de acolo vrea să se lege. Deci ar trebui... Ar trebui să facem și noi 8 la 1, cât e ultima cifra lui 8 la 1? Ultima cifra lui 8 la 1? Este 8, nu? Da, e 8. Da. 8 la 2? 4. E 4, da? Că 8 ori 8, 64. Deci, ia scrie ultima cifra lui 8 la 1, ultima cifra lui 8 la, în paranteză 8 la 1, da? Dar e egal... ca și cum e tabla mulțirii una sub alta? Așa, așa vei spune. Deci, cifra unității lui 8 la 1, dar de ce 8 ori 1? 8 la 1, da. La puterea 1, da? Da, ascultă. Da, este egal cu 8, da? 8. Da. Ultima cifra lui 8 la a doua. Ultima cifra lui 8 la a doua este 4. Da. Ultima cifra lui 8 la a treia este 2. Da, că e 4 ori 8, 32, nu? Da. Da, da, da. Ultima cifra lui 8 la a patra este 8 ori 8. Nu, 6, 6. 6, da? Corect, 6. Ultima cifra lui 8 la a 5 este
8. Da. E cu cine, cu... când au fost la întâia, cu cine am început noi? Cu 8. Când era a 5-a, adică după 4, după o lungime de 4 unități, este iar 8. Ultima cifră a lui 8 la 6-a cât va fi oare? 4? Sigur, va fi 4, că se începe un ciclu. Deci, da, practic, se rea de, ca de la început, cum a fost la 1-a, 8 la 5-a, peste 4, cum a fost la 8 la 2-a, peste 4, adică pentru 8 la 6-a e 4. Da? Deci, ultima cifră scrie, de sub ultima cifră a lui 8 la 6-a, scrie, te rog, ultima cifră a lui 8 la 6-a, egal cu... 4. Da. Ultima cifra lui 8 la a 7-a va fi? Cât va fi? 2. Și așa se continuă, vezi, un ciclu. Adică, ce înseamnă un ciclu? O lungime din 4 în 4 se repetă. Da. Cum e 8 la a 2-a, e și 8 la a 6-a. Ultima cifră a lui 8 la a 2-a a fost 4, a lui peste 4, adică pentru 4, adică 8 la a 6-a este tot 4, da? Da? Și încă peste 4, adică 8 la a 10-a cât ar să fie? Ultima tot cifră, 4. Dacă este. Tot 4. Și la 14-a 4 și la 18-a 4 și mai departe, da? Deci, practic descoperim o șmecherie foarte interesantă, că din 4 în 4. Oare cât ar să fie 8 la 21? Ultima cifră, scrie acolo, ultima cifră a lui 8 la 21. Păi, am avut... Deci am avut, dacă am avut 8 la... la 14 dădea tot 4. A, da, așa, dacă cercăm așa să mergem în aproape, în aproape, nu știu dacă ne dă. Cert este că noi ne gândim la cel mai apropiat număr multiplu de 4, cel mai apropiat multiplu de 4, cel mai apropiat multiplu de 4, adică 4 ori cât se facă aproape 21. Cum? 4 oricât să dea aproape 21? Da. 4 ori 5. Deci poți să spui egal cu 8 la 20. Poți să scrii așa, egal cu 8 la 20. 8 la puterea 20 ori 8 la 1. Ori 8 la 1. De ce ori 8 la 1? Ca să ajungi la 21, da? Da, fiindcă am aceeași bază și expoziții se dă. Ei. Acum, cifra unităților lui 21, deci cifra U unităților lui 21, ia scrie U, ultima cifră, altfel, ultima cifră a lui, așa, bun, egal cu ultima cifră a egalului său. Care e egalul? 8 la 21 ori 8 la 1. Nu? Așa trebuie. Deci în loc de 8 la 21, cât ai 8 la 20 ori 8 la 1. Da. Deci, înainte de egal, sau după egal, zi ultima, pune un U. U de... Nu. Înainte de egalul acela. Așa. Egalul mai mic, fă egalul un pic mai mic și pune un U micuț. Păi e zis 8 la 20 ori 8 la 1. Vezi, tu mai în față ai unitățile... Ultima cifră a lui 8 la 21, așa ai scris. Ai pus un U. Păi trebuie să pui U acela și de după egal. Când vorbești de, clar, de ultima cifră. Așa, acolo. Deci egal. A, nu, păi, cu invers. Egalul întâi și pe urmă U. Asta. Și în paranteză, da? Deci, haideți să mai luăm încă o dată, Alessia. Alessia, deci ai zis așa,
ultima cifră a lui 8 la 21 egal cu ultima cifră a cui? A lui 8 la 20, 8 la 1. Și fiind un produs, înseamnă că e ultima cifră a lui 8 la 20. Deci egal mai departe cu ultima cifră a lui 8 la 20, ori? Deci egal cu, egal acum cu ultima cifră a lui 8 la 20. Ultima cifră a lui 8 la 20. Și scriu ultima. Ultima cifră, U. Trebuie să pui U. U în paranteză 8 la 20. Închide paranteza. Ori ultima cifră a lui U la întâia. Ultima cifră, trebuie să scrii și U. U de 8 la întâia. Ia uite-te pe caietel acum. Ai așa scris acolo. Ultima cifră a lui 8 la a 5-a. Uite-te pe caietelul tău cum e scris. Da. Este egal cu ultima cifră a cui? Și în paranteză e pus. Și înseamnă 8 la, ultima cifră a lui 8 la 4 ori ultima cifră a lui 8 la 1. Nu așa? Da. Și mai departe spune egal cu ultima cifră a lui în paranteză 6 ori 8. Ultima cifră a lui 6 ori 8. Care e explicația? Ultima cifră a lui 8 la 4, știi cât este? Uite-te chiar în căițelul tău. 6. 6. Deci l-am locuit pe 6. Și ultima cifră a lui 8 este 8. 6 ori 8, 48. Da, dar măcar de explicat de unde a luat numerele, dar n-a spus. Deci, vezi? Ne întoarcem și noi la ieșițul care le-ai avut acolo. 8 la 5. Acum înțelegem. Ai scris așa. 8 la 5 egal cu 8 la 4 ori 8 la 1. Nu? Și egal cu atât. Și acum dedesubt unde-i scris 8 la 7, ștergi de acolo. Ștergi. Unde-i scris 8 la 7 egal cu 8 la 4 ori 8 la 3. Aici. Da. Aceea șterge linia aceea. Și scrie exact relația de pe caietelul tău, care spune ultima cifră, U de 8 la 5. Așa, aici scrie așa. Stop, 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 nu. Păi ia-o din stânga egalului. Ia-o din stânga egalului. Ultima cifră a lui 8 la 5. Deci scrie pe 8 la 5 și pe urmă scrie ce este în caietel, egalul. Deci nu, 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 nu-i bine. U de 8 la 5. U? Nu, 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 nu. Păi ai scris 8 la 5 simplu, dar trebuie să scrii U de 8 la 5. U în paranteză 8 la 5. Așa. Așa, că ne facem de acum raționamentul pentru ultima cifră. Așa ai scris și în căiețel. Da, așa am scris. Egal cu? 4. Bun. Deci așa, așa. Hai să înțelegem relația. Vezi sus, ai așa. 8 la 5 egal cu 8 la 4 ori 8 la 1. Da? Așa. Acum, când noi facem referire la ultima cifră, scriem ultima cifră a lui 8 la 5. De asta ne frământă pe noi. Ultima cifră a lui 8 la 5 este egal cu ultima cifră a cui? A egalului lui 8 la 5. Cine este egalul lui 8 la 5? Este 8 la 4 ori 8 la 1. Deci eu n-aș fi mai scris deodată paranteza aceea, așa. Eu scriam un singur U și în paranteză puneam 8 la 4 ori 8 la 1, ca elevii să înțeleagă că pe 8 la 5 l-am înlocuit cu 8 la 4 ori 8 la 1. Deci el a pășit o etapă acolo și de aceea voi ați rămas în ceață. Așa lasă doar un singur U după egal. Un singur U. Adică
U acela din fața lui 8 la 5 și pe 8 la 5 îl scriem acum ca 8 la 4 ori 8 la 1 cum îl vezi sus. Deci ceea ce a făcut, n-a făcut decât să sară o etapă și nemai explicând-o n-ați înțeles nimic. Așadar, tu ștergi acum relația pe care ai scris-o dincolo de egal și lasă un singur U, primul U. Așa, paranteza dreaptă o ștergi. Doar paranteza dreaptă. Așa. Nu, paranteza dreaptă cu tot cu un conținut. Cu tot cu conținut. Așa, așa. Și privește sus la 8 la 5 cu cine este egal. 8 la 5 e egal cu 8 la 4 ori 8 la 1. 8 la 4 ori 8 la 1. Pur și simplu. Așa. Și acum aplicăm o proprietate. Ultima cifră a unui produs egal cu ultima cifră a fiecăruia. Deci ultima cifră a unui produs, cine este produsul tău acolo? E 8 la 4 ori 8 la 1. Deci egal mai departe cu, scriem egal cu ultima cifră a fiecărui produs. Ultima cifră a, paranteză dreaptă acum, ultima cifră a fiecăruia. Așa, paranteză dreaptă acolo. A cui? A primului factor. A lui U de 8 la 4. U? Care este 6. Nu, dar scrie U de la 8 la 4. O luăm ușor. U la a patra. A patra. U 8 la a patra, pardon. Da? U, unități de 8 la a patra. Și închidem paranteza. Dar U acela trebuie rămas afară. Nu a. băgat. O da. De dată că nu-i ceva clar. Așa. Deci 8. U de 8 la 4 ori U de 8 la 1. U de 8 la 1. Așa. Și egal mai departe. Deci, și acum egal cu unități, rămâne U acela de, egal cu ultima cifră a cui? Ultima cifră. Ultima, da. Ultima cifră, ultima cu U, deschide paranteza și faci primul, ultima cifră a lui 8 la 6, care este? Da. A, 8 la 4. 4, cât este 8 la 4? E 6. Ori, ultima cifră a lui 8 la 1. Ultima da. Cifră a lui 8 la 1 este 8, ori 8. Nu, nu mai pui U. Păi tocmai. Nu închide paranteza. Deci paranteza și lasă deschisă pe 6 ori 8. Și acum egal mai departe cu ultima cifră U de 6 ori 8. 4. Adică 48. No, păi nu mai pui pe U. Că ai și făcut U. Lasă 6 ori 8 cât face rezultatul. 6 ori 8, 48. Deci U de 48, ca să vadă tot omul, U de 48, în paranteză, 48 în paranteză. Adică ultima cifră a numărului 48 și ultima cifră a numărului 48 este egal mai departe cu 8. Abia acum scrie egal cu 8. E, așa trebuie văzut. Hai să reluăm încă o dată exercițiul ca mod de redactare și de scriere. Vă să zic 8 la 5 cu cine este egal? 8 la 4 ori? 8 la 4 ori 8 la 1. Și acum, ce facem noi cu asta? Vrem să aflăm ultima cifră. Și a zis, ultima cifră a lui 8 la 5. Ultima da, cifră egal ultima cifră a lui 8 la 4 ori 8 la 1. Perfect, că l-am locuit pe 8 la 5 cu 8 la 4. Da, exact. Și este egal cu ultima cifră a fiecăruia. A fiecăruia cifră. Deci ultima cifră a produs a fiecărui în parte. A lui 8 la 4 și prima 8 la 5. Și atunci 8 la 4 dă 6, adică ultima cifră a lui 8 la 4 este 6 și ultima cifră a lui 8 la 1 este 8. Și atunci 6 ori 8, ultima cifră a lui 6 ori 8 este 48 și ultima cifră a lui 48 este 18. E, asta trebuie redactat. Hai să o facem și cu 8 la 3. Hai să o facem și cu 8 la 3 ori 8 la 2. Ne dă același lucru? Eu cred că da. Ia șterii de desubt și facem pe 8 la 5 din nou, dar văzut în varianta aceea. 8 la 4 ori 8 la 2. Da, parcă să-mi iau și un șervețel. M-am șervețel.
șervețele, că nu mai am deloc. Bine. Repede, repede. Da, da, ștergi și aceea, sigur. O placă? Deci tot a 8 la 5 pornim. Deci 8 la 5 este egal cu varianta cealaltă de scriere. 8 la 3 ori 8 la 2. 8 la 3 ori 8 la 2. Da. Păi și atunci este egal cu... Nu, nu scriem de des... Asta este forma. Asta e așa. Ultima cifră a lui 8 la 5 este egal cu ultima cifră a lui 8 la 3 ori 8 la 2 este egal cu ultima cifră a fiecărui. Adică și deci a lui 8 la 3 și a lui 8 la 2. Corect. Egal cu 8. Ultima cifră a lui, paranteză dreaptă. Ultima cifră a lui, prima dată 8 la 3. Și apoi ultima cifră a lui 8 la 2. Da. Și apoi este egal cu 8 la 3 este 2. Deci ultima cifră a lui 8 la 3, nu, eu nu știu, tu știe foarte repede așa, 8 la 3? Deci 8 la 2 e 4, 8 la 3, 8 ori, cât vine acolo, 8 ori, 4, 32, da? 2, corect. 2 ori. 2 ori, ultima cifră a lui 8 la 2 este 4. Așa. Atunci este egal cu ultima cifră a lui, și fac 2 ori 4. Corect. Ultima cifră a lui 8. Care este 8. 8. Ultima cifră a lui 8. Este 8. Da, ei, da. Este același rezultat, nu? Da. Acum, eu aș vrea să mai reluăm din nou și pe 8 la 5, pe 8 să scriu ca 2 la 3. Da, pe 8 putem scrie ca o putere a lui 2. Și atunci zicem așa. 8 la 5 e egal cu, ne amintim asta, deci 8 la 5 egal cu, în loc de 8 pui 2 la 3. Totul la, nu. 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3, totul la 5. Și egal cu? Și egal cu. Și fac 2 la 15. Așa, 2 la 15. Și acum hai să încercăm să găsim lui 2 un mod de a vedea din cât în cât cresc și descresc. Adică ciclicitatea să găsim, după cât se repetă. De ce începem? Încercăm să găsim ciclul de repetiții a ultimei cifre. 2 la 1 rămâne 2, da? Ia scrie. 2 la 1. Deci unitățile lui 2, cifra unităților 2 la 1, U de 2 la 1, U de 2, ultima cifră al 2 la 1, egal cu 2. Egal cu 2. Ultima cifră a lui 2 la 2 e 4. Adică nu pe ultima. Așa. Ultima cifră al 2 la 3 este 8. Da. Ultima cifră a lui 2 la 4 e 6. Da.
așa, ultima cifră a lui, 2 la 5, a? E 2. E, da, e 2. Da. E 32. Două ori zici așa, ori zici 2 ori 6. Cel mai bine, ultima cifră care era înainte, o mulțești cu 2. Asta e șmecheria, ca să nu mai pierzi timpul. Deci ultima cifră a lui 2 la 4 cât a fost? 6, da? Da. La 2 la 5 înseamnă că pe 6 îl mulțești cu 2. 6 mulțit cu 2 fac 12. Și deci ultima cifră e 2. Da? Da. Ultima cifră a lui 2 la a 6-a, te rog să scrii în continuare. Ultima cifră a lui 2 la a 6-a. Păi și fac 2 ori 2. Mai mulțești pe ultima cifră dinainte, care era 2, a lui 2 la 5 ai 2, 2 la 6 înseamnă că mai mulțești cu un 2. Și mulțești și ultima cifră, 2 ori 2, 4 va fi. 4. Ultima cifră a lui 2 la 4. 7 este? 8. Ultima cifră a lui 2 la 8? Ultima cifră a lui 2 la 8 va fi 6. Ultima cifră a lui 2 la 9. Da. Se mai vede? Da. Da. Ultima, pasă o scrii, da? 2. Aș vrea să te uiți că ultima cifră a lui 2 la 4 cât este? 6. Dar a lui 2 la 8? Tot 6. Păi am repetat, uitați, de aici am făcut tot. Perfect, tot perfect, tot. Perfect. Deci scrie așa. Ultima cifră a lui 2 la... Ultima cifră a lui... 2 la 4. Scrie așa. Ultima cifră. De sub, de la, sub 8 la 5. Sub 8 la 5 scrie U de 2 la 4. Sub 8 la 5. U de 2 la 4. 2 la 4. Închide paranteza. Egal cu U de 2 la 8, ai zis tu. U de ultima cifră a lui 2 la 8. Egal cu ultima cifră a lui 2 la a 12-a, dacă am fi făcut. Adică din 4 în 4. Și egal cu puncte-puncte, cu ultima cifră a lui 2 la 4 ori ceva. 4 ori K. 4 ori un K, un număr. 4 ori K. K fiind 1, 2, 3, 4, acela. K-ul acela, da? Uite, când a fost K1, cât a fost? 4? 2 la 4. Când K-ul a fost 2, a fost 2. Un K, un număr, un X, dacă vrei, dacă nu... Eu am zis un K acolo. 4X, foarte bine. X-ul cine să fie? Când X-ul e 1, cât, e, cât îți dă ție acolo? 4 ori 1? 4, da? Da. Când X-ul e 2? Dă 8. Când X-ul e 3? 4 ori 3? 12. Și așa mai departe. Deci la toți multiplii de 4, din 4 în 4, ultima cifră este egală cu totdeauna cu cât? Cu 6, nu? Uite-te că ai acolo. Ultima cifră a lui 2 la 4 egal cu ultima cifră a lui 2 la 8. Este scris în cârdul tău acolo. De acord? Da. Deci, cât ar fi ultima cifră a lui 2 la 32? Ultima cifră a lui 2 la 32. Scrie ultima cifră, U de 2 la 32, ultima cifră a lui 2 la 32, 2 la 32. Egal cu. 32 sau 30? Am zis, ai scris bine. Ultima cifră a lui 2 la 32, închide paranteza, egal cu. 32 ăsta cum poate fi scris? Egal cu 6? Da, cu 4. 4 ori cât să facă 32? Păi, dar de ce cu 4? Păi uite, din 4 în 4. Noi am văzut că din 4 în 4... 4, ne... 4 așa, 4 ori cât să dea 3, aproape de 32... A, păi nu, dă fix
32 ori 8. Perfect. Deci egal cu ultima cifră a lui 2 la puterea. Ultima cifră a lui 2 la puterea în loc de 32, deci 4 ori 8. Da. Păi scrie. Ultima cifră. Ultima cifră a lui. A lui. 2 la. 2 la. 2 la. La 4 ori 8. 4 ori 8. N-ai zis așa că faci 32? Ba da. Atât. Și cât? Cât este ultima cifră a celor care sunt multipli de 4? Care e ultima cifră a lui 4? Deci 4 ori 8. Cât e ultima cifră? Nu a lui 4. A lui 2 la. Multipli de 4. Păi adică. Lui 2 la 4. Da? Deci. Să vedem încă o dată. Cât a fost? Ultima cifră a lui 2 la 4, cât a fost? V-ați cam blocat și de asta nu v-am auzit. Acum mă auzi? Da, acum da. Deci ultima cifră a lui 2 la 4, cât este? 6. Și egal cu cea a lui 2 la 8. Ultima cifră al 2 la 8, da? Da, tot 6. E tot 6, asta vreau să spun. Deci multipli din 4 în 4, din 4 în 4, ultima cifră e 6. Deci când numărul respectiv se împarte exact la 4, cum a fost în cazul noi 32, care mi-a dat 4 ori 8, fără rest, atunci ultima cifră o știu. Ei, hai să zicem pe 15. Ia să căutăm pe ultima cifră al 2 la 15. Ia de desubt și zici ultima cifră al 2 la 15 este egal cu ultima cifră a lui, în loc de 2 la 15, să scriem noi ce număr cel mai aproape de 15 este care să fie multiplu de 4. Adică cum îl putem scrie pe 15? Ca da, fiind 5. Cât? 3 ori. Da, cu 4. La împărțirea cu 4 trebuie să te gândești. 4 ori cât se fac aproape 15? Păi, da, ori 3, când ori 4 ori da 16. Corect, ori 3. Da, 4 ori 3 și mai punem restul care este. Avem deci 2 la 4 ori 3 plus restul plus sus, nu la exponent, plus 15 ăla. Plus cât mai este până la 15? Mai mare un pic. Acum se vede mai bine? Da, da. Așa, deci 4 ori 3 dă 12 plus 3. Perfect. Și egal mai departe cu? Egal mai departe cu ultima cifră a fiecărui. Da, dar fiind acolo plus 2, de unde provine adunarea exponenților? Hai să ne gândim. Când se adună exponenții, la ce proprietate? Că acolo la tu ai exponenții. La? La mulțire. La mulțire. Deci trebuie să spui 2 la 4 ori 3 ori 2 la 3, nu? Deci egal cu egal cu ultima cifră a cui? 2 la puterea 4 ori 3. Nu-i plus, nu așa. Ori, 2 la 3. Corect. Și acum e un produs. Cu cine este egal ultima cifră a unui produs? Egală cu? Egal cu. Ultima cifră. A lui 4, 2 la puterea 4 ori 3. 2 este 2 la 4 ori 3.
închide paranteza, ori ultima cifră, nu? Ori ultima cifră a lui 2 la 3. Și care este ultima cifră a celor care sunt din 4 în 4? 4, 8, 12? Din 4 în 4. Din 4 în 4, ai scris acolo. 4, 8, 12, chiar 12. Cât este ultima cifră? Deci am 2 la 4, 2 la 4. Nu te gândi să faci așa, nu? Că muncești mult. Noi am făcut mai devreme. Cât e cifra unități? Cât e ultima cifră a lui 2 la 4? 2 la 4 cât este? O ai scris de așa. 2 la 4 este 6. A lui 2 la 8? 6. A lui 2 la 12? 6. Păi vezi, 6. Deci egal cu 6 ori? 6 ori 8. Ultima cifră a lui 2 la 3 cât este? 8, 8. Da? 8. Dar mai trebuia un nu. Știi de ce? Un nu pentru că... Da, ai zis pe... U de 6 ori 8. Think este egal cu ultima cifră a lui 48. Da. Care este egal cu ultima, adică nu, care este egal cu 8. Ai văzut? Deci 8 la 5 tot 8 dă și pe calea asta. E formidabil. Nu se greșește, deci. Foarte deșteaptă ideea. De ce am făcut noi? L-am luat din nou pe 8 la 5. Pe 8 l-am scris ca o putere a lui 2. Da? 2 la 3. Am aplicat proprietatea. 2 la 3 tot la 2 la 15. Și am redus cifra unităților lui 8 la 5 la aflarea cifrei unităților lui 2 la 15. Deci în loc de 8 la 5, 2 la 15. Și ne-am făcut un tabel și am văzut că din 4 în 4, ultima cifră din 4 în 4 este... Cât este din 4 în 4? 6. Iar dacă noi ținem pe asta din 4 în 4, cât este, atunci orice număr am avea, ne gândim repede la împărțirea lui 15 la 4, că din 4, 4 se repetă, ăsta e ciclu, și atunci ce restul care rămâne la adăugăm și știm bine ce să facem. Cu alte cuvinte, ia să scriem. Mă repetăm cu 2 ăsta, că îmi place foarte tare. Deci hai să zicem, vreau ultima cifră, ultima cifră a lui... A lui 2 la 112. Da, 2 la 112. Te rog. Sunt ce șterg asta de sus sau asta de jos? Toată aceea de... Toată. Fără U de U, 2 la 1, 2 la 2, acele lasă-ți, fiindcă avem nevoie de ea. După aceea pot să vă arăt exercițiul care l-am ca temă? Da, sigur, da. Să punem la punct ca să nu... Să zici în joc că am înțeles ceva. Adică să faci 2 la orice putere ultima cifră fără nicio emoție. Asta vreau să te învăț. Și de aici o să știi tu să faci pentru orice exercițiu. Cu ultima cifră. Nu trebuie să iei cu 8, cu 9, cu nu știu ce dată acolo, destul de obositor. Ele se reduc datorită puterilor, sunt la 2, la 3. Cât am zis? 2 la 112. 100. Ar trebui să iau mai mic? Nu, oricât vrei de mare, nu mă interesează. Și acum zici. Hai. Ude. Egal. Nu, păi, da, nu e egal. Păi, U de la început. Da, dacă asta e formula, într-un fel așa. Deci ăsta e numărul. Asta da. E numărul căruia vrei să afli. Și acum zici, U de 2 la 112 egal cu? Egal cu. Păi. Păi, cel mai simplu, împarți pe 212 de o parte la 4. Cel mai simplu. De ce? Fiindcă din 4 în 4 îi urmărești tu. Da.
Că din 4 în 4 știi că lungimea după care se repetă e din 4 în 4. Da? Uite, 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 6. Din 4 în 4, 2 la 1 cu 2 la 5. Adică ai mai pus un... Care e ultima cifră al 2 la 1? E 2. Dar 2 la 5, 8. 2 la 5, cât este? Tot un 2 trebuia să fie. Ce ai făcut acolo? Îi dai 2. E bine, e bine, e bine. Eu n-am văzut bine. Deci ultima cifra lui 2 la 1 cât este? 2 la 1 este... E 2. 2. Peste 4, peste 4, deci sare un, lui 1, adun 4 și îți dă cât? 2 la 5. Tot 2 este, vezi? Tot 2, da. Ultima cifra lui 2 la 2... Lui... 2 la 9, tot 2. Deci la 2 la 9 este tot 2, corect. Din 4 în 4. Dacă iei ultima cifra lui 2 la 2, 2 la 2 cât este? 4. Dar 2 la 2 cu cine se leagă? Peste 4 cât ar fi? Cum? Adică... 2 la 2 peste 4, 2 la 6. A, asta vreau să... A, de la 6. Cât este? 2 la 6 e tot 4. Păi vezi, asta am vrut să atrag atenția, că din 4 în 4. Din, mă întreba mai devreme, de ce se împart la 4? Și ți l-am răspuns acum. Ți-am atras atenția că în ceea ce am urmărit noi la ultima cifră, din 4 în 4 se repetă. Nu e alt motiv. Și ăsta e motivul pentru care noi împărțim pe 112 la 4, ca să vedem că la multipli de 4 noi știm cât sunt. Care e ultima cifră? La multipli de 4 exact. Deci la multiplu de 4 la, înseamnă 2 la 4, 2 la 8, cât e 2 la 4? Ultima cifră e 6. Ce nu ți este clar, Alessia? Hai să mai vedem încă o dată. Nu e clar. Deci haideți să mai reluăm o dată și ce să facem acum? Să zicem, Doamne ajută-ne ca să înțelegem. Doamne ajută-ne să înțelegem. Cu răbdare și cu calm putem înțelege. Deci, din ceea ce am făcut acolo, desfășurat, am sesizat că ultima cifră a lui 2 la 1 egală cu ultima cifră a lui 2 la 5 și egală cu ultima cifră a lui 2 la 9. Adică 2. Ultima cifră a lui 2 la 6 este aceeași cu ultima cifră a lui 2 la... A doua. La 2, cu 2 la 6. Și dacă am mai fi pus și 2 la 10 ar fi fost, nu? 4 fiind asta. Ultima cifră a lui 2 la 3, cu care mai este după aceea? Este egal cu 2 la 7. Deci ultima cifră a lui 2 la 7. Deci din 4 în 4. Și ăsta e motivul pentru care noi acum pe 112 îl împărțim la 4, să vedem ce se întâmplă. Că din 4 în 4 știm noi, să, din motivul ăsta, că din 4 în 4... Ăsta e motivul care împărțim la 4. Că din 4 în 4 se repetă. Ia să facem. 112 împărțit la 4. E fac cu bară? Păi, cum să facem împărțirea, na. Împărțire. La împărțitorul cifră luăm și noi, dar că mai luăm una ca să putem efectua. Da. Dacă am face ori 3, iar da 12 mai mult, atunci fac ori 2. 8. A, da. Nu stai. Am să șterg punctele de aici, fiindcă atunci când pun puncte sus și, de exemplu, sunt numere mai mari, mă încurcă și mă imaginez că ar fi luat, că aș fi luat. Așa. Acum îl cobor pe 2 de aici. Da. Și zic 2 oricât să dea aproape de 4, 8. 4 oricât. Ca acolo tu culegi câtul. 4, 4, nu 2, nu, 4, 4. Cățitorul e 4, da. 4, 4, 4. Așa. Și atunci o să am 4 ori
e prea mic. Păi 4 ori cât fac 32? 4 ori cât fac 32? Păi ori 8. Păi mai stăm pe gânduri? Ori 8. Păi da. E 32 mai... Nu e 8. Dar de ce nu e 8? Păi da, dar dacă e... Dă 32 și e prea mic. Adică pot face, dar e... De ce nu merge cu 9? Păi cu 9 ar fi... Îl depășește pe 32, nu? Fac 36. Ce ți-a dat la rest? 20. Ți-a dat la rest? Cât? 28,50. Hai să vedem un pic. Da, 2 din 2 nimic, 3 din 3 nimic. Ai vreun rest acolo? Păi da, e 82. Cât? E 82 aici, nu 32. Păi cum de 82? Mai scade încă o dată. 8 din 11? Păi stați, aici ar trebui să fie... Mai fac o dată. Te rog. Am zis că iau două cifre și l-am luat pe 11, pe 11. Și am zis că merge de două ori. Da. Și am pus 8 aici. Am pus 8, că cu 3 ar fi fost 12 și ar fi fost mai mult. Și atunci fac scăderea și aici îmi dă 3 și cobor pe 2. Deci, ți-a dat ceva în rest? Nu. Vedeți? Atenție multe. Nu știu ce ai văzut 82. Era 32. Și acum, de împărțitul cu cine este? Care, ce știm noi? De împărțitul egal cu cine? Ca probă. 112. Și de împărțitul 112 egal cu cine? Cu împărțitorul 4. Ori câtul. Deci în loc de 100, scriem 112 egal cu dedesubt acolo, dedesubt. 112 egal cu 112 egal cu cine? 4 plus 28. 4? Ori 28. E important. 4 ori 28. Așadar sus, în loc de 112. Ce să spui în loc de 112? O să scriem ultima cifră al 2 la 4 ori 28. Așa. Ei, ce înseamnă 4 ori 28? 4 ori 28 e, parcă ar fi fost 4, 8, 12, 16, deci multipli de 4. Din 4 în 4. Și cifra sau ultima cifra a lui 2 la o putere care e multiplu de 4, multiplu de 4, adică se termină, se împarte exact la 4, cât este ultima cifră? Am spus că era cam avut 6. Este 6, șternate ghești, deci egal cu 6. Deci egal acolo mai departe, 6 și tot terminate ghești. E foarte simplu, dar deci, pur și simplu, ți-ți dă un exponent, 2 la ceva, cât or fi el mare, ce faci tu? Împarți la 4,
Scrie, faci împărțire. A scrie teorema împărțirii cu rest. De împărțit egal cu părțitorul oricâtul plus restul, când există și rest. Dar la noi aici restul a fost zero. Deci împărțirea s-a făcut exact. Și atunci am scris exact cât am obținut, da? Ia, fă pe 2 la puterea 113. 2 la 113. Ia să vedem. Cât facem? 131 ai luat, da? Au, 13. Lasă, lasă, dacă ai luat 131 nu mă deranjează. 13, poftim. Lasă, hai, zice. Păi, nu se poate împărți la 4, că dă cu rest. Adică... Păi și nu-i nimic, dă cu rest. Scriu teorema împărțirii cu rest, că știu să o scriu. A, ok. Adică chiar orice număr ar fi, chiar dacă... Orice număr, n-are importanță. Și orice număr îl împart doar la 4. Păi, dar nu din 4 în 4, nu din 4 în 4 am văzut noi? De data asta, pentru 2, din 4 în 4, că așa e, asta e lungimea ciclului. Adică așa se repetă, așa am văzut noi, că avem acolo în dreapta scris. Și atunci aici dă cu rest, fiindcă am cel mai aproape, adică nu, am 8 și dă 28 rest 1. Corect. Și care e teorema împărțirii cu rest? 113 este egal cu 4 ori 28, adică nu. Da, 4 ori 28 nu e așa, e bine. 28 plus 1. Oare? Și atunci scriu așa. Așa, ultima cifră. 2 la 113 este egal cu ultima cifră a lui 2 la 4 ori 28 plus 1. Și egal mai departe cu? Și egal mai departe cu? Ultima cifră, acum fiind plus 1 acolo, să rupem în 2 termeni, nu? Da, rupem în 2 termeni. Și atunci scriu ultima cifră a lui 4, 2. 2 la. Da. Deci, cifra lui 2 la 4, la 4 ori 28 ori. Nu. Nu, ori acolo jos, 2 la 1, perfect. Și ultima cifră a unui produs înseamnă ultima cifră a fiecăruia. Deci egal cu UD, paranteză dreaptă, egal cu UD, ultima cifră, paranteză dreaptă, și UD primul și ori UD al doilea. UD primul, UD, UD 2 la UD. Da? Ultima cifră a primului. Primul este 2 la 4 ori 28. Da.
Păi scrie U de 2 la 4 ori 28 ori U de 2 la 1 și egal cu U de primul cât este? A multiplor de 4. Toți multiplii de 4, 2 la multiplii de 4 este câte? 6. 6 ori 6 la 28? Nu, păi, tocmai. Tocmai faptul că ai 4 ori 1, 4 ori 2, 4 ori 3, 4 ori cât ai vrea tu, 4 ori 28, 6 totdeauna ultima cifră. Ori 2 și egal cu ultima cifră a lui 12, scrie 2 ori 6, 12. Egal cu ultima cifră a lui 12, care este egal cu 2. Adică, dacă noi am fi ridicat la puterea 100 pe 2 la puterea 113, 2 la 1, 2 la 2, 2 până la 2 la 113 este un număr foarte lung, foarte mare, dar ultima cifră este asta care am aflat-o acum, și anume cât 2. Da? Ultima cifră este 2. Deci în clipa asta tu poți să faci ultima cifră a lui 2 la orice putere. La orice putere. Ia încă unul ca să mă convingi că ai înțeles. Uite, ai zis data trecută 2 la 131. Hai să facem. 2 la 31, ok. Da, ștergem toată zona aceea și 2 la 131, să vedem ce obține. Doi la 131. Corect. Îl împarți pe 131 la 4. Corect. Păi totdeauna când vedem 2, lungim mai de 4, gata. Okay. 2, 3, 12, 1, pardon. Îl cobor pe 1. Și dacă aș face ori 3 ar da 12, mai mare cu 1, așa că fac ori 2. 8, 3, 32, rest 3. Și atunci zic așa, 131 este egal cu 32. 4 ori 32. Da, 4 ori. Punem totdeauna împărțitorul. 4 ori 32 plus 3. Exact. Și atunci mai departe am așa. Ultima cifră a lui 2 la 131 este egal cu ultima cifră a lui 2, 2 la 4 ori 32 plus 3. Corect. Și scrie așa, ultima cifră a lui 2 la 4 ori 32 ori 2 la 3. Corect. Mai departe. Este egal cu ultima cifră a lui 2 la 4 2 la 4 ori 32. Da. Da. Ori ultima cifră a lui 2 la 3. Al celuilalt factor, da? Da. Corect. Este egal cu 6, fiindcă ultima cifră, scrie U de, adică ultima cifră. Da. Ultima cifră a lui 6 ori 8. 8. Care este egal cu ultima cifră. Stați că aici e. Care era bine, nu e asta o greșeală. Ok. Și egal cu ultima cifră. Egal cu ultima cifră a lui 48, care este egal cu 8. Terminate chestia. Deci tu poți afli ultima cifră a lui 2 la orice putere. Da. Ia să scrii tu așa acum. Ultimul exercițiu care ți-l dau este acesta, în care
facem un antrenament foarte tare. Scrie așa, ultima cifră a lui, șterge acolo tot, în afară de doi, acel lasă. Ultima cifră a lui. Ultima cifră a numărului 16 la puterea 54. Așa. Ori 8 la puterea a 7. Ori 4 la puterea a 5. 27 la puterea a 9 ori 9 la puterea a 5. Mai întâi avem o adunare. Cum este ultima cifră la adunare? Înseamnă ultima cifră la primul termen plus ultima cifră al doilea. Da? Deci egal cu ultima cifră a primului termen, care e un produs, plus ultima cifră a ultimă. Deci egal mai departe cu dedesubt, cu ultima cifră a lui. Ultima U, D, paranteză, scrii primul termen al adunării. Adică 16 la copii, pur și simplu. Să fac 4 la 5. Ca să faci ca număr? Nu. Da. Nu ne interesează. Așa, închidem paranteza. Păi, nu. Păi, ultima cifră a primului termen din adunare, deci până la plus, închide paranteza, plus ultima cifră a celor de-al doilea. U de. Deci ultima cifră a celuilalt. Nu așa se face la adunare. Când adunăm două numere, ce facem? Luăm prima cifră, ultima cifră, unitățile plus unitățile dincolo. Simplu. Deci până aici am zis așa. Ultima cifră a adunării acelea înseamnă ultima cifră a primului termen adunării, care e 16 la 54 ori 8 la 7 ori 4 la 5, plus ultima cifră a celuilalt. Și hai să ne ocupăm de ultima cifră a acestuia. Cum ai de gând să facem ultima cifră a lui 16 la 54 ori 8 la, nu știu cât, a 7-a parcă este acolo, ori 4 la 5-a? Vreau să le fac pe rând, să aflu ultima cifră a lor pe rând. Dar la ce crezi tu că trebuie să ne ducem? 16, 8 și 4? Ce sunt 16, 8 și 4? Puterea lui 2. 16 și 2 la câta? Atunci să-l scriu, da, să le scriu ca puterea lui 2. Sigur că da. Păi asta e și manevra. Deci egal acum cu dedesubt, ultima cifră a lui, UD, mergem o dată cu ieșițiu, că ne descurcăm. UD, deschidem paranteza, o paranteză dreaptă, putem să facem, chiar o paranteză dreaptă. Și pe 16 să-l scriem ca fiind cine? 2 la 4. 2 la 4, în paranteză rotundă, totul la puterea a... Nu, păi, 2 la 4, totul. Că pe 16, pur și simplu pe 16 îl ridicăm la 54. Adică așa, totul la 54, ori... 2 la 3, totul la 7, ori 2 la 2, totul la 5. Și închide paranteza dreaptă. Plus U de... Și... La fel lucrezi și acolo. 3, tot cu 2. Nu cred că merge cu 2. Ești atent să vezi ce situația e acolo.
Credeam că... Da, nu merge. Am... 3 la... Nu. Că ar trebui să dea pe 3 la 9. Ia să vedem dacă e 3 la... 3 la 27 astea. Deci 27, cum poate fi văzut? 3 la 3. Deci 3 la 3, totul la a 9. Deci pune paranteză dreaptă. Așa, la a 9. Ori? 3 la a 2. Sigur că da. 3 la a 2, totul la? 5. Așa. Și egal. Egal cu ultima cifră a lui. Doi la 4,54. Păi, ia să mulțim. 4, 16, pe loc acum. Păi și mai scrie, adică scriu direct rezultatul. Da. Ok. 16, 6, 1, 20, 216. 216. Deci 2 la puterea 216. Ori. 2 la. 21. Ori. 2 la 10. Gata. Plus. Ultima cifră a lui. 3 la. Și fac direct 3 ori 9. Și am 3 la 27. Ori. 3 la 10. Da. Este egal cu ultima cifră a lui. 2 la A. Așa. 2 la A. 5. 4. 4. 2 la A, 445. Ai adunat pe toți exponenții? Da. Deci primul este 200 cât? 216. Plus 21, plus 10. Stați, nu, de unde a scos? Atenție! Da, mă scuzați, e 7, 4, 2. 7, 4, 2. Deci 2 la puterea 247, da? Da. Chid din paranteza. Din paranteza, plus ultima cifră a lui, 3 la... Așa, la 37. La puterea 37. Bun. Și acum ne ocupăm de cifra unităților lui 2 la 247, da? Deci ultima cifră a lui 2 la 47. Nu? Ce faci? Că știm la 2. Cât e? Îl împărțim pe 247 la 4. La 4, sigur, că știm din cât în cât se repetă. Păi, acum am... ...61 + 3. Corect. Și am egal cu 247 este egal cu 2 la 4 ori 61. Nu. Egal cu 4 ori 61. 4 ori 61 plus 3. Plus 3. Și mai scriu? Păi atunci zici ultima cifră a lui 2 la și îl scrii pe 247 acolo, la exponent, da? Îl scrii pe 247 descompus, cum ai zis tu, 461 plus. Deci ai scris egalul și acum zici ultima cifră, U de. În loc de 2 la, 2 la și acum scrii pe. 461 plus 3. Bun. Și șterge împărțirea.
Așa, închide paranteza. Plus 3. Închide paranteza. Plus. E, acum e acum. Că la 3 nu mai ai. Nu știi din cât în cât se repetă 3. La 2 ai făcut. La 3 nu ai diagrama aceea. Nu ai așa așezate unele sub altele ca să vezi 3 la 1, 3 la 2, 3 la 3. Ultima cifră, ultima cifră la fiecare. De ce păi, deasupra? Păi. Am 3 la 1 e 3, ultima cifră zic, 3 la 2 e 9, 3 la 3, ultima cifră e 7, 3 la 4 1. Da. Păi, trebuie să le scrii, trebuie să le scrii că nu-mi dau seama așa. Trebuie să scrii măcar până la 3, la 8. Și șterge deasupra, șterge deasupra unde ai 8 la 5 și nu știu ce acolo scris, ca să-ți faci spațiu și faci diagrama și pentru 3. Ok. Așa. Să faci, să vezi din cât, sau care e lungimea ciclului, după ce lungime se repetă, ca să avem aceeași, să știm la cât să împărțim exponentul lui 3. La 2. Poate ai dreptate, nu știu. Dar să vedem. Nu știu niciodată. Da, U de 3 la 1 trebuie să fie. U de 3 la 1 egal cu 3. Cum ai făcut acolo? Nu trebuie să-ți iei minte decât acum. Iarăși 9. 7 ori 3. Sănătos! Mulțumesc! Bun. Cum ați spus să fac? Mulțești pe 1 cu un 3. Că dacă zici 3 la 4, înseamnă că e fost un rezultat mulțit cu un 3. Și 3 ori 1, 3. Adică, de exemplu, la 3 la 6 va fi 3 la 3? 3 ori 3? 3 ori 3, care e 9 la 3 la 6. De acum se repete. Vezi că la 3 la 1 cu 3 la câta? La 5, da? Deci poți să scrii pe linia lui U de 3 la 1 egal cu U de 3 la 5, că am descoperit asta. U de 3 la 1 egal cu egal acolo cu 3, cum ți-a dat, și egal mai departe cu U de 3 la 5. Pe linia lui, acolo sus, pe linia lui acolo egal cu U de 3 la 5. Adică ai mai adăugat U de U, ultima cifra lui 3 la 5. Și ca încă U de cât? 3 la câta? U de 3 la A? Nu, tot acolo. Vrei să te muți jos. Egal acum cu U de 3 la ultima cifra lui 3 la aici sau aici? Păi dacă vrei să continui din 4 în 4 pe prima linie, cum a zis 3 la 1, 3 la 5, acolo sus pe linia aceea egal mai departe cu 3 la 9. Că din 4 am sesizat care e lungimea. Ca și la 2 și pentru 3, tot din 4 în 4. Că uite, la 3 la 1 când ne-a dat ultima cifră? 3. La 3 la 5 când ne-a dat? 3. Păi vezi? Din 4 în 4, adică lui 1, i-ai mai adăugat 4 și ai ajuns la 3 la 5. De aceea ți-am zis să-i scrii pe linia întâi. Și dacă am fi continuat și la 3 la 9, tot 3 va fi. Și la 3 la a câta? 3, stai, ați spus 3 la a, va fi la 3 la 1, 3, la 3 la 1, va fi la 3 la 5, va fi la
3 la 9 va fi la 3 la 12? 9 și cu 4? A, cu 4, am făcut cu 3. Din 4 în 4. Din 4 în 4. Da, 9 la 3. 2 la, 3 la 13. Deci, dacă vrei să continui acolo, pe linia aceea a lui 3 la 1 trebuie să continui. 3 la 1, 3 la 5, 3, egal mai departe cu UD de 3 la ultima cifra lui 3 la 9. Acolo, m-ai întrebat unde să scrii. Acolo, pe prima linie, egal lângă U la, ultima cifra lui 3 la 5, egal acolo mai departe cu ultima cifra lui 3 la 13. Și 13 și 9 și așa mai departe. În concluzie, în cazul nostru am sesizat că exact ca la 2, tot din 4 în 4 se repetă. De aceea și exponentul lui 3, și exponentul lui 3, la noi cât este acolo exponentul lui 3? 1, 2... Nu, exponentul 3, lui 3 în exercițiul nostru. A, mă scuzați. Este 37. Deci și în cazul exponentului 3, adică acest 37, se va împărți și el la 4 din același motive care au fost descoperite, același motiv fiind și la 2 și la 3, tot de lungime 4-i ciclu. Deci repetiția din 4 în 4 se face. Nu se întâmplă ca să fie din 2 în 2, ci din 4 în 4. Există și undeva la 5, parcă, nu 5 la 1, 5 la 2, sau la 5 la 1, 5 la 2, cred că numai 5 tot timpul. 5 la 1, 5 la 2 e 25, 5 este și așa mai departe. Deci 5 tot timpul. Ultima cifră, 5 la o putere. În momentul de față, tu, Alessia, poți să continui exercițiul tău. Știi că l-am lăsat egal cu primul exponent la 2, 247, cum l-am scris pe 247? Poftim? Exponentul lui 2, 247, l-am scris cum? L-am scris ca 4 ori 61 plus 3. Perfect. Și ne-am dus plus ultima cifra cui suntem acum? Ultima cifra cui? A lui 3 la? La 37. Ei, trebuie să-l împarți pe 37 la 4, ca ai constata că tot din 4 în 4. Deci, exact ca și la 2 și la 3, trebuie împărțit exponentul la 4. Așadar, 37 îl împărțim la 4, să vedem cum îl scriem. Îl iau pe 3 și nu merge și atunci pun 0? Păi de ce? La început, când debutezi, nu știi cât ai voie să iei? Dar chiar dacă îl pui pe 0, dar 0 în față nu are nicio valoare. Păi da, atunci îl iau pe 7? Păi pe amândoi, 37. Păi pe amândoi, deci... asta? Păi da, îl iau și pe 7. Deci am 37. Păi corect. Așa și ce... Și? Este egal cu U la Păi da, ai făcut împărțirea, n-ai făcut-o. 4, 9, 36 și-o dat restul cât? 1, da? Și atunci spunem... Șterge acolo, da? Este egal cu 3 la 4 ori 9 plus 1. Așa, închidem paranteza. Și egal cu. La. O, asta că nu mai are baterie și ar se închide. Păi, acolo da. Tu vezi. Imediat. M-am încărcat. Gracias.
este egal cu... Doi la patru este egal cu 2 la 4 ori 61 ori 2 la 3. Păi na, asta e la îndemână, de acum dai drumul, mergem. Deci e egal cu ultima cifra lui. Din cauza că adunare trebuie să fim ca un produs de 2 factori, da? 2 la ori 2 la a 3 acolo. Hai. Doi la 4 ori 61 ori... Păi dar nu închide paranteza. Ori 2 la... Așa. Plus. Sau ce este acolo, da? Plus. Ultima cifra lui. La fel și acolo. La 4 ori 9 plus de la 3 la 3. Și egal cu dedesubt, te rog să ridici un pic când nu se mai vede. Așa, egal cu U la 2 la și fac 461. Păi dacă faci te întorci înapoi, n-am făcut nimic, stricăm egeșițiu. Am făcut așa. Deci noi acum, de ce am făcut împărțirea? Ca să vedem multipli de 4. Și la multipli de 4, acolo când vine 2 la 4, 2 la 8, 2 la 6, așa mai departe, deci acolo trebuie să zici U de primul ori U de al doilea. Ai scris U de ultima cifră a cui? A fiecăruia dintre ele. Ultima cifră al primului ori ultima cifră al celui de al doilea. Scriu U de primul, adică 2 la 4 ori. Deci așa, U de 2 la U de, deci U paranteză rotundă, U de deschide paranteza primului, 2 la 4 ori. Așa. Ori U de al doilea. Așa. Chine paranteza dreaptă și trecem la celălalt termen. Deci U de primul 3 la 4 ori 9, da. Plus ăsta, se închid paranteza, da. Plus U de 3 la 1 la 1, da. Ei, și șterge, uite, între cele două spații sus, ai acolo 2 la 31. De 2 la 131 acela. Șterge toată porțiunea aceea cuprinsă între cele două linii și continuă egeșițul sus acolo. Imediat. Deci deasupra, acolo... Primul acela cât este? În paranteză, unitățile lui 2 la 4 ori ceva? 6. Deci pui 6 ori. 6 ori. Da, stați în. Nu închide paranteză, nu. 6 ori cel de-al doilea, era 2 la 1 parc. Ori? 2. Așa, plus acum U de
1. Deci la multipli de 4, la multipli, 3 la 1-a, 3 la... La, la a patra, da, 3 la a patra, multipli de 4 e 1, corect. 1. 1 ori 3. 3. Egal. Egal cu U de ultima cifră a lui. Și acum fac pur și simplu 6 ori 2. Sigur că da. Ok. Deci, ultima cifră a lui 12 plus ultima cifră a lui 3. Da. Este egal cu ultima cifră a lui 12. Păi cât este? Cât este? E ultima cifră a lui 15. Dar cât e ultima cifră a lui 12? Atunci ultima cifră a lui 2. Adică 2. 2. Plus 3. 3. Dar și dacă făceam în felul meu, tot dădea 15 și ultima cifră era 5. Sigur că da, tot acolo ajungeai, dar n-avea rost să mai scrii încă o dată a lui. Da. Spune-mi tu, în egeșițiul ăsta, ce am urmărit eu? Ia, uite-te de la început, ce crezi că am urmărit eu? Care sunt lucrurile importante în egeșițiul ăsta? Păi, deci a fost vorba de ultima cifră a unei adunări. Da. De doi termeni. Da. Fiecare termen, și ce am urmărit, să văd dacă știi ce înseamnă ultima cifră a unei adunări. Adică trebuie să faci și ultima cifră a primului termen și pe urmă celui de-al doilea. Da. Cum s-a întâmplat când în final ultima cifră a primului termen a fost 2 și cel de-al doilea termen a fost 3. Și 2 cu 3 a făcut 5. Ei, dar primul termen nu ți l-am dat așa simplu, ci pur și simplu nu ți-am dat o singură putere, ți-am dat un produs. Da, primul termen, care este primul termen? Urmărește, tu vorbește. Cine? Primul termen al adunării este? Primul termen este 16 la 54. Ori 8 la tot, ăla-i tot e termen. Termenul înseamnă până la plus. Deci 16 la 54 ori? Ori 8 la 7, ori 4 la 5. Ăsta e primul termen. Primul termen ăsta este. Al doilea termen. Al doilea termen este 27 la 9, ori 9 la 5. Perfect. Deci am dat o adunare, nu? Din doi termeni, compusă din doi termeni. Primul este însă un produs de factori. Trei factori sunt acolo. Și celălalt un produs de doi factori. Dar nu ți-am dat simplu. Fiecare factor acolo, care e primul factor al primului produs? Al primul factor, da, din produs, din primul produs. Din primul produs ăsta. Da. Primul factor. Factor. Primul factor este 16 la 54. Corect. Al doilea factor. Al doilea factor este 8 la 7. Și al treilea e 4 la? La 5. Deci cei trei factori ai produsului sunt puteri. Deci cei trei sunt puteri. Dar sesizăm că niciuna din puteri nu are aceeași bază. Primul are baza 16, altul are baza 8 și altul baza 4. Ce am vrut eu să urmăresc aici? Să văd dacă tu te duci și sesizezi că 16, 8 și 4 sunt puterea lui 2. Adică pe 16 scrii ca fiind cât?
Pe 16 l-am scris ca 2 la 4. Pe 8. Pe 8 l-am scris ca 2 la 3 și pe 4 l-am scris ca 2 la 2. Ei, deci fiecare în parte, fiecare în parte e o putere a lui 2. Fiind o putere a lui 2, atunci tu ai operat foarte ușor și ai zis pe fiecare, nu? Scriindu-l ca puterea lui 2, ai ridicat o putere la altă putere și eu am vrut să văd dacă știi formula când se mulțesc exponenții și am văzut așa. Apoi, având 2 la, 2 la, ori 2 la, înmulțirea mai multor puteri cu aceeași bază, copii în bază, așa adunăm exponenții și iată, am verificat niște proprietăți până când să te apuci de exercițiu. Deci eu te-am pus, ți-am oferit ocazia să să-ți reamintești proprietățile făcute mai înainte. Da. Deci exercițiu ți l-am dat oferindu-ți această posibilitate. Te-am verificat, cu alte cuvinte, dacă știi aceste proprietăți. O putere la altă putere. Cum se mulțesc mai multe puteri cu aceeași bază. La fel s-a întâmplat și dincolo. Apoi, pe urmă, a fost al doilea moment important. Deci proprietățile puterilor toate știute și aplicate. Apoi, următorul moment important. Când am aflat pe 3, adică când am făcut 247. Deci când ai ajuns la exponentul 247, îndată, fiindcă 2 la ceva am avut deja. Da, data am știut și l-am împărțit pe 247 la 4 și de acolo am aflat, dar mai departe aveam 3 și nu știam formula și am aflat. Și am văzut că și la 3 la, tot din 4 în 4 se repetă. Și atunci ne-am permis să facem la fel. Nu? La fel ca la 2, să împărțim la 4 și am constatat că și acesta e multiplu de 4, nu? Plus cât era acolo, 20 și, sau 30 și cât era? 3 la puterea? Unde? 37, da? Da, 37. Și tu ai zis că e 4, 9, 36 și cu 1, 37, corect. Și atunci am văzut încă o dată cum se rup, nu? Fiind plus, înseamnă că e un produs de două puteri. Și vine 2 la multiplu de 4, 3 la multiplu de 4, plus 1 și plus 1 acolo, înseamnă 2 la 1 și 2, 3 la 1. Iar ultima cifră a unui produs, la rândul, înseamnă ultima cifră a fiecăruia și mulțite acestea. Deci aici am verificat tot ce s-a întâmplat, tot ce ai învățat până acum. Noutatea este că nu trebuie să faci lungimea ciclului pentru fiecare numere, ci trebuie să știm că la 2 este de 4, la 3 tot din 4, la 4 nu mai fac, că 4 la rândul lui 4 e 2 la 2, adică reduc la puterile 2 și nu are rost să fac la 4. Cam văzut că îl dai și la 4, la 5, la 6, la 7, nu știu ce, acolo și acolo, nu e în regulă cu asta. Deci trebuie cât mai puține chestiuni teoretice și acestea venite din practică, din exercițiu, ce anume am dorit noi să facem acolo. O să vă arăt tema? Da, te rog. Așa. Deci, am un exercițiu cu puteri. Și așa. Deci îl scriu? Da, te rog. Ok. Totul? Da.
Da. Este așa. Doi plus doi la întâia plus doi la a doua plus doi la a treia plus doi la a doua n plus 1 și îmi zice aici că mi-am cercuit și a zis pot să am orice impar. Nu. Bă, da, așa a scris și să dovedim dacă e pătrat perfect. Tu de unde crezi că trebuie porni la ieșitul ăsta? Dar e 2 la 0 acolo, primul 2. Mie mi-a părut numai 2. În exercițiu el mi-a dat numai 2. Păi, care e deosebirea dintre 2 și 2 la 1? Da, e 2 la 0, dar dacă aici nu scrie. E 2 la 0. Deci e 2 la 0, nu? Da, dacă aici în exercițiu nu scrie așa. Dar tu știi ce înseamnă pătrat perfect până în alta? Nu. Ce crezi tu, că avem vreo șansă? Deci noi trebuie să pornim de la lucrurile care stau la bază. Dacă nu știm ce înseamnă pătrat perfect, nu știm ce să facem cu ghișul ăsta. Ne uităm la el. Dar ne... Uitați lecția în care ar fi trebuit să... Bună, dacă nu... Da. Și ai tu vreun exemplu de număr pătrat perfect? Numai exerciții cu pătrate perfecte și dacă și aveam numai sume și dacă să dovedim dacă sunt pătrate perfecte și tot așa și n-am înțeles. A zis, uitați, scrie aici. Ultimile cifre posibile pentru un pătrat perfect sunt 0, 1, 4, 5, 6, 9. Observație, dacă un număr se termină în 2, 3, 7, 8, atunci sigur nu e. Altă observație, dacă un număr se termină în 0, 1, 4, 5, 6, 9, numărul sigur este pătrat perfect. Exemplu, 16 egal 4 la a doua, dar 26 nu e pătrat perfect. Ție? Notație, anul. Și de aici am început cu ultima cifră. Și de n-am mai făcut și am făcut ultima cifră și de acolo. Da. Deci hai să vedem care e definiția acolo, că eu n-am văzut o foarte bine. La definiția la pătrat perfect ce? Păi nu ne-a spus ce. Ne-a spus doar că dacă un număr se termină 2 3 7 8, este nu e pătrat perfect și dacă se termină în 0, 1, 4, 5, 6, 9, e pătrat perfect.
Dar n-am mintit niciodată de pătrate perfecte. Ce înseamnă? Care e definiția pătratului perfect? Păi, e un număr. E un număr care este care e pătratul altui număr? Asta e. Deci, bunoară, 4 este pătrat perfect, fiindcă există alt număr care la puterea a doua ne dă 4. Cine este acel? E 2 la 2 și dă 4. E scrie. 4 scrie. Hai să începem de aici, de trebuie pornit. 4 egal cu 2 la a doua. Fiindcă există cineva care la a doua să facă 4, deci rezultă 4, scrie, rezultă săgeată, o săgeată, rezultă 4 pătrat perfect. 4 egal sau așa știu. Cine e pătrat perfect? Trebuia să spui 4 egal PP. 4 egal PP. E pătrat perfect. Dar 5 este pătrat perfect? Adică da, știu că e doar dacă altcineva se... Păi, dacă altcineva, altă putere... Dacă altcineva ridicat la a doua, ne dă 5. Este cineva care la a doua... Adică doar 2 la a câtva să dea 5? Păi, nu se poate. Păi nu se poate, dar nu, dar nici 3 la, nici 3 la, nici 4 la. Deci nu există nimic 5. Da? Scrie 5 nu e pătrat perfect. 5 nu e pătrat perfect, fiindcă nu există cineva care la a doua să facă 5. Aici caiet spune, dacă un număr se termină 0, 1, 4, 5, 6, 9, sigur e pătrat perfect. Dar aici nu e vorba, e vorba de numărul în sine, numai 5, atâta. Deci numai 5 nu este pătrat perfect. Fiindcă nu îi găsim pe altcineva care la puterea a doua să facă 5. Dar 6 este pătrat perfect? Cândva să dea 6? Da. Nu. Nu numai 2. Nu numai la 2. Ne gândim la orice altă putere, dar nu se poate. Nu există nimic. Dar 7 este pătrat perfect? Nu. Nici 7. Dar 8? Nu. Nu, stați, 2 la 3-a. Păi da, 2 la 3-a nu-i la a doua, e la a treia, deci nu-i ceva la a doua. Numai la puterea a doua să fie, la a doua tot. Asta înseamnă la pătrat perfect. Când e la a treia e cub, când e la a treia se cheamă cub. Acum se cheamă pătrat perfect. Deci 2 la a treia nu-i. Dar 9. La 9 este, pentru că e 3 la 2. Scrie de sub. Sub 4 scrie 9 egal cu 3 la 2. 9 este egal cu 3 la 2 și atunci rezultă că 9 egal pe P. Fiindcă există altcineva care la 2 să facă 3. Dar 10. Nu este nimic care prin el însuși înmulțit. Cine, cât ori cât, adică prin el însuși, același număr înmulțit, să facă 10. Nu există așa ceva. Că 10 face 2 ori 5. Nu face 2 ori 2. Nu face 5 ori 5. Deci e clar că nu este. Dar 11... Nu. Nici, e suprim. Da, e suprim.
Păi, și poate mai mult. Dar 12? Cred că da. 12 nu, ar fi. Nu, că e 3 ori 4 și nu e 3 ori 3, nu e 4 ori 4. 3 și nu e 4 ori 4, da. Sigur că da. Dar 13. 13? Nici 13. Nici atât mai mult, cu atât că e număr prim chiar. E prim, da. 14? E 2 ori 7. Și nu-i 2 ori 2, nu-i 7 ori 7. Adică nu se repetă același lucru. Da. Deci nici 14. Dar 15? E 5 ori 3 și nu e 5 ori 5, nu e 3 ori 3. Corect. Dar 16? E 4 ori 4, e bun. E bun? E 4 ori 4. Deci scriem 16 egal cu 4 la a doua. E 4 ori 4. Deci, într-adevăr, 16 este pe... În continuare, 17. Nu e, că e și prim. E prim. Așa. 19. Nu. Hai mai repede, Benefica, trebuie să vedem, să înțelegem bine ce înseamnă număr prim. Număr pătrat. Să vedem pătratele perfecte. Dar uite, ar trebui să le știi foarte repede, că ați făcut exerciții. Deci, 4, 9, 16. De ce 16? Că e 4 la 2. Următorul care ar fi următorul pătrat perfect după 16? Deci atunci sar peste numele prime și merg direct... Sar peste acelea. Ar trebui să le știi de acum. După 16, cine este următorul pătrat perfect foarte repede? 20 nu este, că e 4 ori 5. 21 nu este, 22 nu este, 23 nu este, 24 e 4 ori 5 nu este, 25 e 5 ori 5. Păi 25 este, da? Scrie-l, 25. Deci rezultă că 25 este pătrat perfect. Ok, 26 nu este, 27 nu. Ai putea să-mi spui direct deodată următorul pătrat perfect? Ca să nu mergi așa măturând de la un capăt, așa unul după altul. Deci uite, 4 este, fiindcă e 2 la a doua. 9 este, fiindcă e 3 la a doua. 44. 44 ar fi, oare? Cât ori cât? 2 la 22. Cât? 2 la 22. Păi 2 la 22 știi că cam cât faci. E 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 22 de ori. Nu, adică e 2 ori 22, vreau să zic. Păi 2 ori 22 nu se repetă același lucru. Care este după 25? Eu zic că e 36. Fiindcă 36 se scrie ca fiind cine? Păi se scrie ca fiind 4 ori 9, da. Se scrie ca fiind 4 ori 9. Deci câte ori cât fac 36? V-ați blocat. Păi eu nu știu ce să fac. Gata, v-aud. Așa, 4 ori 9. Ai nu prin el însuși. Adică același lucru mulțit mai. Păi, dar nu merge. Deci... Cum? Nu există un număr care e mulțit cu el însuși, adică același număr să facă 36? Șase ori șase. Șase la a doua, adică. Ah, am uitat. Deci, 36 este egal cu șase la a doua. Deci, asta trebuie să fie șase la a doua, șase ori șase.
Deci 36 este. Poți să-mi spui pe următorul pătrat perfect? Imediat după 36. Păi da, te uiți acolo, 6 la 2, 5 la 2, 4 la 2, 3 la 2, asta e poanta. Sigur că da, e așa de simplu, dar trebuie să observi tu, nu eu să spun. Deci următorul pătrat perfect este 49, scriem 49, care e egal cu 7 la 2. Și atunci 49 este pătrat perfect, pentru că e 7 la 2. Apoi următorul. Vorbește, te rog. Egal cu 8 la 2, rezultă 64, e pătrat perfect. Da. Nu. 9 la 2, rezultă că 81 este pătrat perfect. Da. Mai continui? Da, că să înțelegem bine lucrurile, că mă interesează mult. 100, de care cu 10 la 2, rezultă că 100 este pătrat perfect. Da. Mai continui? Da, vreau următor pătrat perfect. 11 la 2. Da. Cât ar da? 121, sigur că da. E 11 la 2. Tu trebuie să știi că 121 e pătrat perfect. De ce? Fiindcă e 11 la 2, așa spus. Următorul pătrat perfect. 12 la 2 și trebuie să-l calculez. Păi ăsta, așa trebuie făcut. Egal ce crescător și doar trebuie să aflu cât e aici. Ăla-i pe care îl căutăm, sigur că da. Ăla-i căutat. 12 ori 12, adică. Sper să mă încurc. Nu, păi fă-o la unele sbaltele, că nu merge așa. Deci 12 ori 12, ce trebuie să faci acolo? Rezultă că 144 e pătrat perfect. Da. Apoi. Următorul. 13 la 2. Așa. Ia mai fă o dată. M-am grăbit. Păi n-ai voie să te grăbești. Celălalt a fost 144, 149, nu o să poate. Da. Deci 169 sunt pătrat, e pătrat perfect. Așa. Acum nu mai pot să mă grăbesc că trebuie să țin minte. Costă 96.
Ele trebuie știute până la 1000. Pătratele perfecte. Deci eu când te întreb care sunt pătratele perfecte, tu spui 1 este, că 1 ori 1 face 1, 1, 4, 9, 16, 25, 3, 6, 4, 9, 64, 81, 100. Dar de ce? Te întreb, de ce 121 e pătrat perfect? 121 este pătrat perfect pentru că există altcineva, 11 adică, care la puterea a doua dă 121. Adică deci pătratele perfecte așa trebuie. Trebuie să le știu până la 1000 pe de rost? Păi da, trebuie să le știi pentru că negheșițile întâlnim. Dacă nu le știi, atunci trebuie să... Da, nu trebuie făcut un efort maxim. Este simplu, până la 100 le știi din tabla mulțirii. Din tabla mulțirii până la 100, că 10 ori 10 fac 100, le-ai ști, pe astea le ai. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, le știi și 100, repet, le știi din tabla mulțirii, iar celelalte, 121, 144, 169, 196, 225, 200, dacă nu le știi foarte bine, atunci trebuie să le faci acolo. 225 îl știi, că 15 ori 15. 16, cât face? 256. Nu știi, mulțești acolo și găsești. Dar dacă te dai peste egheșițiu și vezi 256 și tu nu știi că nu e un pătrat perfect, atunci trebuie să descompui și să vezi că îți dă un pătrat perfect. Deci ai de treabă. Când le știi, poți să dai răspuns. Nu? Îl găsești. Bună oară, 729. Este pătrat perfect? Te întreb eu. Cât? Nu știi. 29. Tu nu știi. Neștiind că e pătrat perfect, tu îi lepi 729 și îl descompui. E scris 729 și pui o bară pe lângă el și trebuie să-l descompui. 729, trage o linie și încercăm să-l descompunem. Mai întâi să vedem la cine s-ar împărți. Dar asta înseamnă. La 5 nu se poate, la 2 nu se poate. La 3 nu se poate. La de ce la 3 nu? De ce? Se poate că dă 11. Dă 18. Da, deci la 3 se poate. Așa că spune prin 3 și îmi face împărțirea. Tu o faci în mintea ta și pui câtul împărțirii. Dacă îți vine greu, împarte de o parte. 729 împărțit la 3. Faci împărțirea și pui câtul împărțirii sub 729. Adică așa cum ai spune. Nu, din partea cealaltă. Deci 3 în 7 de câte ori merge? De 2 ori. 2 ori 3 fac 6 și rămâne un 1 acolo și cu 2, 12. 3 în 12 de 4 ori. Așa, și 3 în 3, o dată. Da? 3 în 9, de 3 ori. Bun. Acum 243. Ia vezi, mai împart încă o dată la 3? Poate da. Da. E, iar prin 3. 3 în 2, nu? 3 în 24? De 243 părți la 3. Da. Deci atunci 8? Da. Dar pui 8-ul sub 24 acolo, că ai luat două cifre deodată. 8-ul sub 4, sub 4, așa, și iarăși 3, merge iarăși prin 3. 2 și 7. Da. Și asta mai merge încă o dată. Iar merge prin 3. 9. Iar prin 3. Deci iată ce am obținut. Că 729 egal cu 3 la cât? A câți de 3 găsit? E 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 la 6. Ia scrie 729 egal cu 3 la puterea a 6. Ei, dar tu trebuie să fii ceva la a doua.
ție nu-ți place să fie la puterea care? A treia. Nu-ți place să fii la puterea a șasea, ci la a doua. Ca așa, pătratele perfecte cum erau? Uite, ceva la a doua, șase la a doua, șapte la a doua, așa mai departe. Și aici și baza poate să fie orice? Sigur, baza poate să fie orice, nu te interesează, poți să fie, dar să fii totul la a doua. A, ok, atunci nu-i pătrat perfect. Ba da, că pe șasea celălalt poți scrie 2 ori 3, 6 de sus la exponent. Deci egal mai departe cu 3 la, egal cu 3 la puterea, 2 ori 3, 2 ori 3. Dar de unde provine înmulțirea? De unde provine înmulțirea a... la exponenți acolo. De la o proprietate. Mulțirea? Da. Când se mulțesc exponenții? Atunci când ridicăm o putere la o altă putere. Deci de aceea poate să fie scris egal mai departe. Am trei la a doua, totul la treia. Da, sau toată atât de bine. La a șoasă. Nu? Te întoarci înapoi. Egal cu trei la a treia, totul la a doua. 3 la a treia, la a treia, totul la a doua. Era bine și acolo. Era bine și cum ai scris-o înainte. Așa. 3 la a treia, totul la a doua. Și egal mai departe, dar 3 la a treia cât este? Nu. Am făcut 3 ori 3. Băi, atenție mult, că o singură greșeală în negheșițiu. Ai făcut și ai stricat-o. 7 la 2. Opa! Deci ce este 729? Ce este? Pătrat perfect. Este pătrat perfect. Și tu ce ai spus mai devreme? Că nu este. De ce? Pentru că pe 6 ăla, acolo ca exponent, nu ai văzut că are un 2 încorporat în el. 2 ori 3. Și atunci, scriind exponentul 6, 2 ori 3, adică 3 la a treia, totul la a doua, te-a condus spre 27, totul la a doua. Deci este pătratul lui 27. Dacă faci 27 ori 27, îți dă sigur, dar sigur îți dă 729. Deci este pătrat perfect. Așadar, vezi, le știi, ți-e la îndemână, nu le știi, poți să dai și greșit, trebuie să descompui neapărat. Neapărat. Să știi să faci descompunerea asta, trebuie să știi divizibilitate, trebuie să știi toate chestiile, să scrii cum să scrii ca un produs de fractori și în felul ăsta ai răspunsul. Am să te mai întreb încă ceva. Ce părere ai de 200... cât am zis eu? 5 la a patra ori 9. 5 la a patra ori 9. Oare cât face 5 la a patra ori 9? 5 la a patra ori 9. Este 5, îl calculez pe 5 la 4 și 9. Așa, și cât face? Ia să vedem rezultatul ăsta. Adică chiar vrei să fac 5 la 4? Păi hai să vedem cât face. 5 la 4 cât ar fi? 5 ori 5 ori 5 ori 5 de 4 ori, nu? Păi dacă 5 la... Mai întâi 5 la 2 aș face un 25, iar un 5 la 2 fac un 25. 25 ori 25? 625. 625 ori 9. Deci egal mai departe cu 625 ori 9. Și mulțim. Una sub altele? Da, păi, na. Dacă poți deodată, e foarte bine. Dacă nu... Poți și deodată. Poți, te rog. Și scriu aici? Da.
5625. Dacă ți-aș fi dat eu numărul ăsta, află dacă 5625 este pătrat perfect. Deci să afli dacă este pătrat perfect. Tu ce ai fi făcut la ieșitul ăsta? 5625. Așa, ia el, dă drumul la treabă, să-l descompui. 5625, hai să vedem, ca să descompui, să vedem factorii, că ai făcut și asta, divizorii unui număr ai vorbit, așa am vorbit și noi împreună. Deci descompunem în factori primi, la diverse puteri, dar să-i găsim. Deci 5625 pune un număr, trage o linie și descompunem. Alesia, vreau să te rog un lucru. Să știi că eu ceea ce fac acum, vreau să fac o pregătire pentru a ieși de mai sus. N-am ce să spun la ieși de mai sus. Deci eu sunt blocat, stau și mă uit la el, n-am ce să, de unde să încerc să-ți explic ieșițiu, pentru că n-am pregătirea, n-ai informațiile necesare. Tu nici nu știi ce înseamnă pătrat perfect. Uite, eu am să am răbdare să spun așa. Că nu putem face o construcție, și am mai vorbit, de sus în jos. Îți trebuie temelia. Deci câtă vreme gheșițul tău spunea să vezi dacă este sau nu pătrat perfect, întreba, este el pătrat perfect? Eu aici am stat, sunt blocat, pentru că n-am nicio reacție în fața gheșițului acesta în discuția cu tine. Pentru că tu n-ai informațiile cele mai elementare, cele mai de jos. Nu știai ce înseamnă pătrat perfect. Iată, am luat-o ușor și am zis, ce înseamnă pătrat perfect? Nu știm definiția. Hai să vedem. Dacă 3 este, dacă 4, dacă 5, dacă așa mai departe. Până când am reușit să sesizez că pătratele perfecte sunt acele numere care au calitatea, că există altul care mai mic decât el, sigur, care mulțit prin el însuși sau ridicat la puterea a doua, să-mi dea numărul respectiv. Sigur că eu puteam să spun foarte repede, pătratele perfecte sunt 4, 9, 16, 25, 3, 6, 4, 9, pentru că 4 e 2 la 2, 9 e 3 la 2, 16, 4 la 2 și mai departe. Și tu copiai și cu asta doar la clasă asta faci copii de acolo, fără să ai nimic clar. Deci matematica nu se poate face așa, aruncând niște lucruri fără să fie înțelese. Deci eu încerc să pregătesc terenul pentru a mă întoarce la ieșițiul acela și să pot să mă agăț de el. Dar nu pot să-l fac așa dictându-ți și nici nu sunt la tablă, nici nu vezi ce scriu. E foarte greu când spune închide paranteza, deschide-o. E dificil, cu adevărat dificil. Ai înțeles ce fac eu aici? Deci nu pierd timpul. A nu se înțelege că eu în clipa asta m-am depărtat și ceea ce fac acum sunt lucruri lipsite de sens și că nu se leagă cu ieșitul tău. Da? Vrei să mai continuăm? Sau dacă nu, ne oprim. Nu, continuăm. Continuăm. Hai să ne ducem la numărul acela și să-l vedem, să-l descompunem. Asta e matematica. Trebuie luat așa în ordine, cărămidă peste cărămidă pusă. Ușor, ușor. Te-ai blocat? Mă auzi? N-am ce să fac, că nu mai...
Alicia, mă auzi? Da, mă auzi. Haide, te rog. Hai să încercăm numărul acela, 5.000 și nu știu cât este acolo, și să-l descompunem. Deci nu trebuie să pui ca la împărțire, pur și simplu prin cine faci împărțirea, prin 5. Iar câtul împărțirii zici 5 în 5 odată, 5 în 6, vorbește-te rog ca să te urmăresc. Ok, deci avem 5.625 împărțit la 5. Așa, te-am zis că prima merge odată. Odată. Da, rămâne restul 1 și ai coborât pe 2. Adică 12. 5 în 12. 2, 10. Așa. Și asta tot la 5 merge. Iar prin 5, sigur că da. Așa. Și atunci am așa, scriu de pe aici. O să-mi dea... 5 în 11. O să-mi dea 3 cifre, așa că scriu de pe aici. 2. 2, 5. Da. Și ăsta merge la 5. Și ăsta merge, sigur că da. Imaginez că fac una sub alta. 4. 4. Și 5. Iar? Și ăsta merge la 5. Sigur că da. Știu că 9. Da. Dar nu, merge prin 3. Noi căutăm divizorii cei mai... Asta vreau să zic că dacă... Numere prime. 3. Și 3 în 9 de 3 ori. 3. Deci cât este numărul? 5625 este egal cu? Este egal cu... 5 de 4 ori. Da. Și adică... 3... Zi, 5625 este egal, scrie-mi, te rog. 5 este egal cu... 5625 este egal. Scrie da. Numărul cu cine este egal descompus. 5625 este egal cu 5 la cât, da? La 4. Da, 5 la 4. Ori? Da, ori. Neapărat ori. De ce te întrebi? Că... Nu, adică dacă continuăm oriceva. Păi ori toți ceilalți care apar în continuare. Deci nu m-am mulțit, nu plus vreodată, ci ori, ori. Nu de semn mă întrebam dacă continuăm. Te rog. Ori 3. Da, 3 o singură dată? Așa, ori 3 la a doua. Deci 3 la a doua. Deci iată că 5625 se scrie ca 5 la a patra, ori 3 la a doua. Întrebarea este, este acesta pătrat perfect? Nu. Dar ca să fie pătrat perfect, ar trebui să găsești ceva totul la a doua, nu? Un număr, totul la a doua. Din toată experiența care o avem, el, în final, trebuie să se așeze, acest 5625, ca fiind un număr totul la a doua. Adică un număr care, mulțit încă o dată cu el, prin el însuși, să-ți dea 5625. Ei, povestea este că acum, la prima citire, nu vezi așa ceva. Dar totuși, 5 la 4, cum mai poate fi scris? Cum mai poate fi scris? 5 la 4? Cum mai poate fi scris 5 la 4? 5
La a doua, totul la a doua. Așa, da. Deci egal mai departe, de desubt. 5 la a doua, totul la a doua. Scrie, te rog. 5 la a doua, totul la a doua. Și ori 3 la a doua, da? 3 la a doua. 3 la a doua. Egal mai departe cu. Dar 5-ul la a doua cât este? Păi, dacă fac din nou 2 ori 2, mă întorc înapoi și am 5 la 4. Numai 5 la a doua vreau să faci. Numai 5 la a doua, acela care e în paranteză. 32. Nu, mă spune. E 25. Așa. Deci egal cu 25 la a doua. 25 la a doua ori 3 la a doua. Așa. Și egal mai departe. Și exponent sus. Dar acum mai departe, fiindcă și primul la a doua și al doilea la a doua, deci atât 25 cât și 3 sunt la a doua, fiecare în parte, înseamnă că vei putea scrie ce? Vei putea scrie 25 ori 3? Totul la a doua. Chiar că. Sigur că da. Asta e marea șansa ta. Deci egal cu 25 ori 3, totul la a doua. Și egal mai departe. Și egal mai departe 15, 5, 6, 7, la a doua. Ei, vezi? Vezi că numărul acela este bătrânat perfect. Vezi? Asta e mare treabă. Deci numărul acela este pătrat perfect, care l-am găsit noi. Sigur că tu puteai observa de acolo. E 5 la a patra, cum am înmulțit noi, noi am făcut drumul invers, că eu n-am știut ce număr voi găsi. Nu, n-am vrut să dau la întâmplare, ci am vrut să dau un pătrat perfect. Și deci eu am gândit 5 la a doua, 5 la a patra, de acolo tu puteai să observi 5 la a patra e 5 la a doua, totul la a doua, 9 este 3 la a doua și tu trebuia să observi repede și să spui, ba, e pătrat perfect ăla de acolo, nu descompun, nu mai pierd timpul și așa mai departe. Dar antrenamentul l-am făcut pentru că suntem la început cu foarte multe lucruri neclare. Foarte multe lucruri neclare și nu se pot lămuri decât dacă facem concret pe fiecare model în parte. Deci există posibilitatea că la un moment dat să întâlnim un produs de doi factori, cum a fost aici 25 ori 3 și fiecare fiind la a doua, atunci tu, conform unei proprietăți, că a ridica un produs la o putere înseamnă a ridica pe fiecare. Cum ai pe fiecare ridicat, atunci poți să strângi ca fiind produsul acelor termeni totul la a doua. Obiectivul tău este ăsta. Pentru pătrate perfecte să ajungi să scrii totul la a doua. Ceva totul la a doua. Atunci e pătrat perfect. Sigur, cât, ce am reușit noi să facem acum? Ce ai înțeles tu din toată discuția asta de până acum? Păi, în primul rând am înțeles și eu în sfârșit. Foarte frumos. Uite, aici îmi umple inima de bucurie pentru că tu ai naturalețea născută. Am înțeles și eu în sfârșit că stăteam în bancă acolo și vorbeau de pătrate perfecte și eu nu înțelegeam nimic de pătrate perfecte. Am înțeles în sfârșit ce este un pătrat perfect. Corect. Asta e foarte important pentru cum trebuie. Și încă ceva, ce mi-ai descoperit? Foarte important. În primul rând am descoperit cum să aflu dacă un număr e pătrat perfect sau nu. Corect, așa este. Și dacă ți se dă, tu faci descompunerea. Exact. Și descompunerea e foarte importantă, că tu de acolo tragi concluzia și prelucrezi ceea ce ai, nu? Ca să vezi dacă ajungi la un pătrat perfect, cum a fost cazul. Dacă e pătrat perfect, îl iau, îl descompun, îl văd, îl scriu ca putere și de acolo rezolv. Și văd dacă e pătrat perfect. Da, asta trebuie să facem. Acum, dacă ne întoarcem la exercițiul acela de mai sus, să știi că nu-i treabă simplă. Încercăm să vedem ce putem face. Noi o să pornim tot așa cum și altă dată ți-am propus, de la exemple, de la particular. Deci totdeauna eu ți-am spus ție că nu am de gând să fac vreodată un exercițiu decât din modele.
particulare, adică din exemple mai simpluțe, nu așa cum ți-a dat ție ghișitul acela general. Șterge sub ghișitul tău, șterge tot, șterge absolut tot și să încercăm să vedem ce reușim noi să descoperim în seara asta. Imediat îl șterg. Dar eu rămân la ideea că acolo tu ai 2-0. Eu nu mă pot... Că nu înțeleg de ce am mai scris un 2 la întâia câtă vreme a ieșit pe 2 acela. Uitați te. Eu spun asta pentru că fie el a greșit, fie a copiat, fie n-a fost atent că din dată ce 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3 respectă, crește câte unitate, vezi? Și spune că se oprește la 2 la 2 n plus 1, adică se oprește la... Hai măcar atâta să descoperim și o să vedem. Șterge de sub tabla, am înțeles, lasă așa cum spune în egeșițiu și o să vedem cum anume încercăm să-l înțelegem deocamdată. Da. Da. Nu mai egeșițiu șterge, lasă-l. Nu trebuia să șterge? Nu, e bine că șterge, e bine că șterge, ca să avem spațiu, că nu avem ce face. Dacă facem și exemple cu numere mai ușoare, să le iau. Păi uite, Alesia, trebuie să plecăm așa. Dacă nu ar fi egal cu 1, pentru nu egal cu 1, ce devine ieșițiul tău? Devine 2 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus la la la, nu știu, plus 2 la 21 plus 1. Deci plus 2 la 22. De ce deci 20 plus 1 mai? Că dacă n e 1, vine 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Ce? În loc de n am pus 1. Dacă în loc de n am pus 1... Am 21 plus 1. Păi de ce e 21? E 2 ori 1 acolo, măi. Că e 2 ori n plus 1. Păi e 2... Alesia, nu-i acolo ca și cum ar fi un număr. Când numele știi să pune bare deasupra. Acolo e 2 ori n, 2 înmulțit cu n și dacă pe n l-am făcut 1, e 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Adică drept exponent e 3 acolo. Ok. Deci, vezi, de unde trebuie să plecăm? De aici trebuie să plecăm. Deci zicem, pentru n egal cu 1, scrie, pentru n egal cu 1, ieșițiul devine. Pentru n egal cu 1, dar trebuia să spui. Pentru n egal cu 1 rezultă că suma arată așa 2 plus 2 la 1 plus 2 la... Mai scrii câțiva. După 2 la 3 ce urma acolo? Nu, dar mai scrii câțiva. 2 la 4 plus 2 la 5 plus și mai departe, plus puncte, plus 2 la puterea, 3. Cât am zis că este ultimul? 3. Păi 2 la 3, ce mai caută? Ce mai caută 2 la 4, 2 la 5? Deci ieșitul unde trebuia să oprească? Unde trebuia să oprească? La 2 la 3, atât, acolo, șterge pe celălalt. A doi la a treia, nu mai sunt. Că erau mulți dacă ar fi fost nu mare. Dar dacă nu-i mic, nu a fost unul, a doi la a treia s-a oprit. Adică nu mai este nimic, nici o puncte, nimic. S-a terminat acolo. Fără puncte, fără nimic. Că la doi la a treia s-a oprit egeșițiu. Adică plus 8. Păi, dar nu de două ori doi la a treia. O singură dată este.
Exercițiul avea așa, U2 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, plus 2 la 6, așa mai departe. Până la cât vrei tu de mult să scrii. Dar fiindcă nu a devenit 1, ultimul termen e 2 la 3. Adică cine este? Ultimul termen e 2 la 3, atât. Da, dar de ce să am numai 1, 2 la 3, dacă am 1 aici și 1 aici? Sunt 2. Păi da, ăla de ultimul este acolo acum. Ăla ultimul, 2 la 3 acela, este cel care l-ai găsit prima dată. El nu sunt mai mulți termeni, numai 3, atâta sunt. Da? Deci numai atâția sunt. Atât. Deci ultimul acela care era acolo a devenit al treilea, cum a revenit. 1 plus 2 plus 2 la... Și că dacă faci suma asta, cât face? 16. Nu? Păi fă încă o dată calculul acela. 16, da? 12 cu 2, 4, și cu 4, 8, și cu 8, 16. Deci egal cu 16, scrie egal cu 16. Egal acolo pe linii, de ce nu scrii pe linii? Că ai spațiu. Este 16 pătrat perfect? Da. Deci egal pe pe. Deci egal pătrat perfect. Pentru că este 4 ori 4. 4 ori 4, categorie. Hai să vedem, pentru nu egal cu 2. Pentru nu egal cu 2, ce devine egheșițul tău? Păi de asta nu trebuia să fac numai atâta? Păi nu, ai luat un caz particular aici. Noi trebuie să vedem, să dezvoltăm egheșițul. La el avem de lucru. Am luat un caz particular, dar nu trebuie să fie orice nu. Poți fi și 1000 și 10.000. N-are importanță. Dar noi vrem să descoperim dacă îi sau nu pătrat perfect pentru cazuri particulare. Deci vezi tu... Vreau să știe doar un caz atât. Poftim? Vreau să știe doar un caz, nu toate posibilitățile. No, păi doar în degheșițul de aia au fost dat în general. Ca să vedem, indiferent de caz, indiferent ce nu vei pune. Dacă noi cercetăm pentru cazuri particulare, deci noi cercetăm... Pentru situații de astea de dificultate e mică, adică ce înseamnă caz particular? Cazul în care nu-i 1, nu-i 2, nu-i 3, să vedem cam cum merge găsițul, dacă cumva descoperim vreo șmecherie care să ne spună că este pătrat perfect, indiferent ce nu vom pune. Asta e problema. Ce este găsițul? Foarte frumos. Ia să vedem, pentru nu egal cu 2, măcar să vedem cum arată. Pentru nu egal cu 2, cum arată? Ia să vedem cum arată. Vorbește. Păi, trebuia să scriu mai jos. Așa. Păi, acum am 2, plus 2 la 3, plus 2 la 3, plus... Stop. Scrie și pe următorul, scrie mai mulți. Scrii mai mulți. 2 la 4, plus 2 la 5, plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus și mai departe. Ia să vedem unde ne oprim acum. Să vedem unde ne oprim. La 2 ori 2, 4, plus 1, 5, plus 2 la 5. Păi numai până la 2 la 5, atâta. Șterge pe ce. Atât. Numai 2 la 5, atât. Deci vezi? Asta înseamnă șmecheria. Să știi măcar... Cum arată egheșițul? 2 la 4 plus 2 la 5. Și apoi să fac o simulare până mâine. E, acum să vedem dacă ăsta este sau nu pătrat perfect. Dacă nu este? Dacă nu este, avem o problemă. Înseamnă că încep să avem dificultăți mari. Să vedem. Păi da, ce trebuie toate să fie pătrate? Deci până la 2 la 3, câți odată? Ai făcut mai înainte suma aceea. Până la 2 la 3 știe cât este. Ai făcut mai înainte, ți-o dat suma aceea, 16 era.
până la 2 la 3 ai făcut. De ce să mai faci o dată? Ce pierzi timpul? 16. Nu, 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 nu. Așa, da, bun. Egal cu. Și până adunarea până la până unde mai are Alicia? Până la 2 la 3, dar ai spășit peste un... Nu, îți lipsește un termen. Ce? Ai 2 plus 2 la 1 plus 2 la 3, ai sărit peste 2 la 2. Da, acum. Iar eu spuneam că până la 2 la 3 ai făcut adunarea. Deci până la 2 la 3, adică până la 8, 2 plus 2 plus 4 plus 8, aceea bucată e făcută de tine. Și ai spus că fac 16. Cu ai făcut-o mai sus, că nu mai muncim de două ori. Deci 16 plus 16 plus 32. Este pătrat perfect? Da. Deci este pătrat perfect. Așadar, chestia asta. Deci egal cu 60, deci așa. Fiindcă este 8 ori 8, adică 8 la 2. Fiindcă este 8 la 2. Foarte tare, ești foarte tare. Deci, iată, el copii pe 16 acela și pe urmă mai adaug un 16 și un 32. Atunci la următorul o să am 32 plus 32 plus, nu, 16 plus 16 plus 16 plus 2 la 6. Ia să vedem că aici trebuie să fie vreo șmecherie. Foarte tare. Ia de suma asta, 16 plus 16 plus 32. Ultima sumă care o avem acolo, 16 plus 16 plus 32. Ce să-i fac? Știi ce să faci? 32, cum mai poate fi scris, Alicia? 32 fac 2 ori 16. Da. Nu? 2 ori 16. Adică aici a scris 2, a scris 16 plus 16 de 2 ori, adică 2 la 6, adică 2 ori 16, 2 ori și... Păi hai să scrim, egal mai departe cu 32 plus 32, că 16 plus 16 fac 32, nu? Da. Deci egal mai departe cu 32 plus 32. Așa, așa, ar face de două ori de 32. Da. 2 ori 32. Iar 32 eu fac 2 la 5 face. Nu? Deci egal cu 2 la 5. Ori 2. Și face egal mai departe. 32 ori 2. Da, și 2 la 5 ori 2 face 2 la 6. Ce? Păi da, nu-i 2 la 5 ori 2 la 1? Da, 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 da. Și 2 la 6. 2 la 6. Care se scrie 2 la 6 ca fiind 2 la 3, totul la 2. Totul la a doua. Și șmecheria foarte tare. Ce șmecherie? Păi dacă e totul la a doua, 2 la 3 face 8 și 8 la a doua, exact cum spuneam, e pătrat perfect. Într-adevăr, e foarte interesant, e pătrat perfect. Deci când e egal cu 2, 2 la 3 nu, e egal mai departe, poți spui că e egal cu 8.
Da. Hai să vedem, pentru nu e egal cu 2, poate, nu e egal cu 3, poate ne vine vreo idee că nu putem, trebuie să vedem că, într-adevăr, e pătrat perfect și ușor, ușor din modele vom trage o concluzie. Ia să vedem, pentru nu e egal cu 3, care ar fi exercițiul? Cum ar arăta suma aceea? Nu e egal cu 3? Da, pentru n egal cu 3, cum ar arăta? Ar fi egal cu 2. 2 2 plus. la 2. Da. La treia plus. Plus 2 la 4, scrii mai mult, scrii că știi tu de ce, că am văzut noi. 2 la 3 plus 2 la 4, 5 la 6, nu, păi de-ai sări pe 5. După 4, 2 la 4, 2 la 5, 2 la 6, plus 2 la 7, Plus 2 la la 2 ori 3, 6 plus 1, 7. chiar următorul. E chiar următorul. După 2 la 6, chiar următorul. Deci acolo te oprești. Perfect. Dar tu știi o bucată adunată mai înainte. Până unde ai adunat? Nu, păi nu mai scrie așa. Nu pierdem timp. Dar tu ai adunat până unde în exercițiul de mai sus? Până la 2 la cât ai adunat? Uite-te la n egal cu 2, până unde ai adunat? La n egal cu 2 până la 2 la 5. Deci toată bucata aia până la 2 la 5 știi rezultatul. 64. Așa. Asta e șmecherie mare, că nu mai muncim. Deci egal cu 64 plus exact. Dar 2 la 6 cât face oare? Nu știu. Trebuie să calculez. Eu cred că face 64. Știi modelul de mai sus, că așa a fost. 32 plus 32. Așa este. Deci 2 la 6, eu zic că face 64. Cum a fost mai înainte, 32 plus 32, acum 64 plus 64. Hai, 64, 64. Deci nu e 64 ori 64, ci 2 la 6 este egal cu 64. Eu zic că asta face. Ai scris undeva acolo 2 la 6. Da. Da? Deci, în loc de 2 la 6, a zis 30, 64, deci egal cu 64 care e primul, plus încă o dată 64. Deci 64 plus 64 care e 2 la 6 și plus. Păi, da, în loc de 2 la 6 plus 64. Ai înlocuit pe el, că valoarea lui 2 la 6 e 64. Și plus 2 la 7, care îi încă o dată 64 mulți cu 2, e 128. Nu-i dublul lui 64 și face 128. Nu ești convinsă? Păi fă 2 la 7 dacă nu ești convinsă. Ce înseamnă 2 la 7? Sunt convinsă. 2 la 7 înseamnă 2 la 6 ori un 2.
Și cu 2 la 6 au făcut 64, ori în 2 fac 128. Și acum 64 plus 64 fac 100, primii 2 adunați fac 128. Nu? 64 plus 64 nu fac 128? Deci egal cu 128. Plus 128. Și câți de al de 128 sunt? 2 de al de 128. Deci 2 ori 128. Adică egal mai departe, la urma urmei, 128 fac 2 la 7 și egal cu 2 ori 2 la 7. 2 ori 2 la 7. Cât va face acum 2 de al de 2 la 7? 2 ori 2 la 7. 2 ori 128. Da? Deci 2 ori 2 la 7 fac 2 la 8. Adică se adună 1 cu 7 și face 2 la 8, nu? Nu mai... Hai, scrie și 2 la 8, că ne oprim, că ești obosită, nu mai putem. 2 la 8. 2 la 8. Și egal cu... Așa, de acolo. 1 cu 7 fac 8. Iar 2 la 8 poate fi scris ca fiind 2 la 4, totul la 2. Deci egal cu 2 la 4, totul la 2. Iar 2 la 4 este... 16. Deci egal cu 16 la 2. Și iată cum și în cazul ăsta este tot pătrat perfect. Deși acesta este pătrat perfect. Toate sunt pătrate perfecte. Deci probabil că toate sunt pătrate perfecte, indice fel, dar noi n-am terminat exercițiul ăsta. Noi trebuie să sesizăm din aproape în aproape o șmecherie foarte interesantă, foarte interesantă, care să ne permită să spunem că indiferent unde ne-am oprit, acum data trecută ne-am oprit la 2 la 5, acum la 2 la 7, știm unde o să ne oprim la următorul exercițiu, dacă îl facem? Ne vom opri la 2 la 9. Că dacă nu locuim pe N cu 4, 2 ori 4 cu 8. După aia ne vom opri la 2 la 11. Sigur că da. Dar desesizat că de fiecare dată, în clipa în care facem calculul până acolo, faci de două ori 2 la A 11 sau 2 la 9 sau de 2 ori 2 la 7 sau de 2 ori 2 la 5. Și acest de 2 ori trebuie să vedem noi cum funcționează, cum vine, încât să ne permită să spunem că în final, indiferent de N, oricare ar fi N, e pătrat perfect. Deci, noi dacă vrei acum Alesia, n-am făcut decât să intuim. Și eu mă bucur că măcar am descoperit ce înseamnă când îl particularizăm pe N. Când îl luăm egal cu 1, cu 2, cu 3, dispar punctele acelea. Pentru că ultimul termen este unul dintre ei acolo, care se află printre puncte. Deci a face un caz particular înseamnă a descoperi care este ultimul termen din sumă, în prima variantă a fost 2 la 3 și asta a fost important să înțelegem asta. Apoi când a fost 2 la 5, ăsta e ultimul, nu mai sunt puncte, pentru că puncte înseamnă să fii tot ceilalți indiferent de N, care poate să fie cât de mare. Dacă N ar fi 1000, noi nu le-ar încăpea termenii acest descris. Și de aceea punem puncte? Prin N înțelegem orice număr cât ar fi de mare. Milioane, de ori de milioane, zeci de milioane și mai departe. Asta înseamnă indiferent de N-ul acela. Deci cel puțin, în momentul de față, am reușit să înțelegem ce înseamnă particularizarea unui exercițiu în care vezi puncte acolo.
Când noi zicem 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus ien, eu înțeleg că am suma a tuturor numerelor naturale, indiferent cât ar fi n de mare. Deci, iată că nu înțeleg deloc cum poți să arunci un exercițiu de acesta pe tablă când tu n-ai dezvoltat deloc ideea de a surprinde suma respectivă prin puncte, puncte, termene pe care nu-i scrii. Iar ultimul termen acolo s-ascunde în forma sa generală. Deci, poate să fie oricare din ei când particularizez. De aceea, în exercițiul ăsta instructiv, a fost și chestia asta. Sigur că ne-am ocupat și am găsit și pătratul perfect, n-am găsit șmecheria care să ne permită să spunem în general. De este ascuns, este foarte ușor de văzut, dar la momentul ăsta oboseala ta și cu toate astea nu mai îmi permit să mai calc pe pedală, pentru că n-aș face decât să-ți dictez ceva acolo și n-ar avea niciun rost. Cu ce ne despărțim de lecția aceasta? Ia să vedem care ar fi sinteza orei. Ai putea să întorci pe partea cealaltă, să ne amintim? Ocazia asta să fixăm și un pic lucrurile, să ne amintim ce chestiuni am făcut, da? Da. Stai să găsesc treta. Și să găsesc. Hai, te rog să treci în revistă cât ștergi acum. Gândește-te așa, cu ce am început. De sinteza zilei, da? Ce am început? Ultima cifră a unor numere. Ultima cifră a unei puteri, da? Da. Ultima cifră a unei puteri și proprietăți. Da? Da. Chiar notează. Ultima cifră, chiar așa, asta e prima. Liniuță și spune ultima cifră a unei puteri, proprietăți. Doar puțin că vreau să tai creta într-o formă ca să scriu mai ok. O tai imediat. Deci, ultima cifră a unei puteri,
punct și virgulă, proprietăți. Un pic mai mare, că nu se vede, Alice. E important la sinteza zilei să fie lucrurile așa ca să vadă și cei care vor urmări cu ce anume au rămas din lecție. Se vede? Da, e bine, da. Ultima dată, ultima cifră. Punct și virgulă, proprietăți. Da? Punct și virgulă, proprietăți. Așa. Așa. Proprietăți aia că U de aur B egal cu U de aur, U de B, U de A plus B, acela, proprietăți. Da, putea să scriu cealaltă parte mai bine. Ce am mai făcut? Următoarea chestiune, ce am mai făcut? Ia să vedem. Pătrate perfect. Asta e. Ia scrie. Pătrate perfect. Și aici, amic, cum cercetăm, da? Cum cercetăm dacă un număr este pătrat perfect? Cum cercetăm? Ai văzut cum? Descompunem, facem, dregem acolo și trebuie să găsim ceva la a doua. Și a mai fost important cum particularizăm, nu, un exercițiu general. De cum particularizăm Cum particularizăm, adică facem situații particulare, da? Cum particularizăm o sumă generală, o sumă, un produs general. Cum particularizăm o sumă, în paranteză, produs general. General, da? General. De acolo, da. A, se vede, să spunem așa. E, astea au fost lucruri importante. Noi încă n-am terminat exercițiul. Avea niște chestiuni foarte importante acolo. Când se termină în cifrele, nu știu care, pătrat perfect, în alte cifre, n-are nicio șansă. Dar noi am făcut decât să descoperim niște pătrate perfecte. Ori de câte ori un număr se termină în cifra unităților 2, acela nu poate să fie pătrat perfect. Dacă un număr se termină în 2, 3, 7, 8, sigur nu e pătrat perfect. Dacă un număr se termină în 0, 4, 0, 1, 4, 5, 6, 9, sigur e pătrat perfect. Nu sigur. Nu sigur e pătrat perfect. Are șanse. Când se termină în 1, are șanse să fie pătrat perfect, cum ar fi 81, că e 9. Dar 21 nu-i pătrat perfect. Deci, când se termină, cum ai spus, în 1, cine ai spus tu? În 4, parcă? Nu, în 1, 4. 0, 4, 5, 6, 9. Da? Nu este sigur. Are șanse.
să fii. Dar el a vrut să scrie sigur ce se fac. Deci, vezi, acolo nu este corectă formularea. Are șansă să fie pătrat perfect. Dar cel care se termină în 2, 3 și ai mestut cu 7 și 8, n-are nicio șansă. Nicio șansă. Deci un număr care se termină în 2, 3, 7 și 8, n-are nicio șansă să fie pătrat perfect. Poți să scrie sinteza aici? Se scrie acolo acum? Sinteza, da. Că se vede mai bine. Dar mai este spațiu, nu mai este spațiu? A, nu, ștergeam. Dacă tu ai răbdare să mai scriem, o scriem. Nu capi discuție. Dar fiindcă este pe film pe partea cealaltă, se vede și pe partea cealaltă și ne oprim aici că e târziu și nu mai avem timp. Alesia, deci s-a deschis doar discuția la pătrate perfecte. Doar discuția. Ieșițile sunt foarte interesante, foarte frumoase, dar nu putem să facem decât dacă știm lucrurile de jos, la temelie. Rămân așa trist, dar chiar foarte trist, că asta, matematica aceasta care se face în școală, nu are nicio valoare și, din păcate, din ce în ce mai mult, copiii doar sunt stresați, iar eu mă gândesc cu tristețe și chiar așa, dacă o să ai timp, să te uiți pe internet, să vezi lecția acolo care am făcut-o eu când eram la stupină cu niște copii. Am să spun povestioara asta, merită să o știi în câteva minute, 2-3 minute, de parcă ar fi o chestiune citită din Biblie. Ok, vă ascult. Uite, Alesia, acolo când mă duceam la stupină prin primele mele lecții, nu la stupina unde ai văzut-o tu, ci într-o altă locație era. La un moment dat, la gard unde aveam stupină, au apărut niște copii care stăteau pe gard și se uitau la mine așa, foarte triști. Erau 3 frățiori. Eu îndată i-am chemat și am spus, veniți până la mine. Și am aflat că ei mai aveau încă 2 surioare, o surioară mai mare care a trecut în